local, putem începe ședința Consiliului Local. Dăm cuvântul domnului primar. Momentan lipsesc domnul Codureanu, domnul Codolată Dan Paul. Și în mapă de... Ați avut procesul de baia ședințe anterioare, dacă sunt ceva obiecțiuni, modificări, să notăm. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Care este pentru? Împotrivă? Abțineți? Vă mulțumesc. Numărul de 13. Contra. Contra la națională. În continuare dăm cuvântul domnului primar, domnul Constantin Răgulescu. Proiectul ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețului de pornire la licitație publică privind vânzare materiale lemnos conform APV-urilor numărul și numărul 2. Inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind avizarea planului urbanistic general al comunei. Inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere numărul 5443 din 29.07.2010 încheiat între Comuna Său în calitate de locator și Sece Vasiliada SRL în calitate de locatar. Inițiator primarul. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării spațiului în suprafață de 32,48 metri pătrați pentru desfășurarea de activități medicale către Cabinetul de Medicină de Familie, individual de Medicină de Familie, Dr. Ferenc Marius, inițiator primarul. Și probleme diverse. La modificarea ordinei de zi mai avem 3 proiecte de hotărâre. Aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, și aprobarea documentației de avizare la modernizare dispensară a SOP. Supunem la vot ordinea de zi. Modificări. Cu modificări. Care este pentru? Împotrivă? Abțineri? Articolul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în data de 29. Articolul 1. Domnul consilier Dogariu Marian se alege președinte de ședință al Consiliului Local pe o perioadă de o lună, decembrie 2017. Prezenta hotărârii se comunică prefectul. Supunem la vot pentru alegerea noului președinte. Pe luna decembrie. Împotrivă? Abține? 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării prețurilor la pornire la licitație, de pornire la licitație publică privind vânzarea materialului lemnos conform APV-urilor numărul 1.161.885 și 1.161.854. Consiliul Local, așa se aprobă diminuarea prețului de pornire la licitație publică cu 10% prestabilit prin hotărârea Consiliului Local numărul 74 din 10 august 2017, preț de vânzare, licitație publică în plic. Pentru partize cele două APV-uri, proprietatea comunei a său, total cantitate 402 metri cu material lemnos, un trupul Petrosu, UA31A și trupul 16 Petrosu, UA31B. Având în vedere că am scos odată la licitație la prețurile stabilite, s-a făcut procedura, nu s-a prezentat, a venit o firmă de la Ghimeș și a văzut condițiile prin care trebuie extras lemnul și nu n-a mai continuat. Încercăm să diminuăm cu 10%
conform legilor în vigoare, este ultima diminuare. Nu, nu, după aia se poate cât stabilește Consiliul, dar pragul ăsta trebuie trecut. Așa, da, la cât coboară? 10%. Păi era 110 lei. 82, 85, 24 lei au fost 300 și ceva de metri cub și 74 metri cub la 150,52. Are, nu știu dacă TVA sau fără TVA. Stai 10% jos. Mai stă. Dar vin acela să-l mai negocierile. Da, propunem negocieri. Întâi stabilește da. Consiliul Local un preț și după aia... Probleme, discuții pe proiectul. Da, specialist. Dați-i drumul. De acord, cu 10%. Dați-i drumul și rugăciuni. Să punem la vot atunci. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Bună administrație. Alt proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil de principiu în vederea actualizării aprobării Planul urbanistic general al Comunei Aseu, județul Bacău. Articolul 1. Se acordă avizul favorabil de principiu în vederea actualizării aprobării Planului urbanistic general al Comunei Aseu, județul Bacău. Articolul 2. Primarul localității face la îndeplinit prezenta hotărâre. Prezenta hotărâre va fi înaintată instituției prefectului județului Bacău, Consiliului Județean, compartiment tehnic urbanist și va fi așezat. Afișat pe site-ul primării. Discuții pe marginea acestui proiect. Altcineva? Dăm cuvântul lui domnul Bobei. Legat de proiectul ăsta, eu am trimis cred că în timp util o notificare la primărie prin care și am să o citesc ca să știe de ce. În primul rând se spune așa în hotărârea de Consiliu care iar mi se pare superflu. Se acordă avizul favorabil de principiu în vederea actualizării și aprobării planului. Întrebare. Hotărârea asta de Consiliu solicită aprobarea actualizării planului urbanistic al comunii sau așa de principiu? Pentru că de principiu primăria a încheiat deja contract pentru actualizarea planului de pe luna a patra din 2017 în baza unui referat de necesitate, proiectanții lucrează la el. Întrebarea este, mai aveți nevoie de hotărârea asta de Consiliu? Dacă e de principiu? Pentru că eu în notificare am trimis, m-am uitat în ceea ce este pus pe pagina, pe site-ul primăriei și am făcut niște motivații. Te-am spus așa, bilanțul teritorial al comunei Aseu, situația existentă, are trecut tabelul cu satele, cu categoriile de folosință pentru care se preia din extravilan și se duce în intravilan? După aia, în bilanțul teritorial intravilan existent, există tabelul în care avem zonele funcționale, locuințe, unități industriale, căi de transport, spații divers, cu suprafețele și procentele trecute în el, care să fie puse la dispoziția proiectantului sau împreună cu proiectantul. 3. Am scos în vederea documentării proiectul ăsta, că nu putem lăsa așa că noi suntem obligați ca să actualizăm PUG-ul primăriei. PUG-ul comunei Aseu, nu a primăriei. Și am scos care sunt documentele în baza căruia se încheia contractul. Și ce s-a cerut prin contract proiectantului. Pentru că dacă era la bază un caiet de sacin, care conține o grămadă de date pentru ce trebuie.
am scos din lege și spuneam, structura unei documentații de actualizare, deci de actualizare, de facerea PUG-ului este așa, în etapa întâi. Documentare și studii de fundamentare. Etapa a doua, elaborarea PUG-ului și regulamentului de urban, local de urbanism. Și etapa a treia, avizii documentației finale și aprobare în care o să intre în dezbatere publică cu toate astea și care sunt conținutul, care este conținutul documentației. Ce se dorește de fapt? Deci dacă ați încheiat contractul, pentru cine cedeți acordul acum, de principiu, vreți să aprobăm actualizarea PUG-ului? Sau ce să faceți cu acordul de principiu? Asta nu înțelegem. Cum e formula? Asta înțelegeți, trebuia să țineți ieri ședința de comisie. Serios. Să ridicați problema asta, da? Cu omul, omul în concediu, domnule. Domnule, inginerul în concediu. Eu îl chemam în coace și îl puneam la punct toate treburile. Păi da, 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 eu uite așa îl chem, da? Cum e adică? Păi vă adunați cu o oră înainte de ședință. Da, dar o notificare, v-ați găsit să vă luați de asta acum. Cine? Ne adunăm când putem. Păi da, și atunci rămâne pe ședința care vine, pe luna care vine. Pentru că dacă știam de ieri, îl chemam pe om de acasă, concediu. Nu, dar nu trebuie. Dar ce, nu era nevoie. Ce treabă avem din ăsta? Ați ajuns direct la ce... Noi am fost... Asta e vrei, vorbești tu, omul ăla, în locul la toți? Am fost și am discutat cu domnul... Respectă-l pe dânsul dacă nu respectă. Da, hai, lasă-mă. E, cum? Ești mare, e policia. Pe treabă omul ceva și pătare. Am discutat cu domnul Lascăr aici, în săptămâna trecută, da. Miercuri și joi, am venit cum am putut fiecare, am discutat, ne-au prezentat toate hărțile. Problema nu este asta, domnul primar, noi nu suntem împotriva actualizării, dar nu s-au respectat niște etape. Deci s-a făcut un contract deja fără aprobarea Consiliului Local. Deci asta e problema mare. Păi domnule, rămâne să ne pregătim și să vă informăm. Păi asta am spus. Păi, de la o propunerea, propunerea noastră este că acest proiect să l-amânăm pentru ședința viitoare, poate în ianuarie mai degrabă, că înțeleg domnul Lascăr, nici în decembrie. Dar chemăm dacă nu e dar nu e problemă, omul e în concediu, poate pleacă în America, nu îl chemăm să vin la ședință, că vrem noi să vin el la ședință. Pentru că nu s-au respectat etape. El e nevoie etape. Noi suntem de acord, ne-a explicat foarte clar. L-am întrebat dacă sunt terenuri în litigiu care sunt introduse în planul urbanistic. Știți, cu Târgu, cu Dealul Pomăneștiului și așa mai departe. Nu, Târgu nu este introdus acolo, nu este introdus în plan. Deci se vrea practic să ajutăm populația prin păi nu asta. Poate fi introdus până termină litigiu. Dar până una alta să respectăm etapele care trebuiau respectate. A venit doamna și ne-a explicat că factura care a plătit-o până acum trebuie să vină banii de la Consiliul Județean. Că nu-i plătim din bugetul local, am înțeles. Sunt plătiți la bugetul județean. Foarte bine. Nu suntem împotriva planului, atenție, suntem puși în fața unui fapt împlinit. Ca să reiau discuție. Deci nu am întrebat, deci eu am solicitat aici, să vedem, deci am solicitat clar. Deci actualizarea PUG este în stadiu de achiziție publică, conform CPV, și am pus și CPV-ul aici, 714100-5, sau este deja efectuată achiziția publică? Răspuns. Este efectuată achiziția publică. O prezentat a venit domnul de la... și ne-a prezentat documente. De ce este făcută achiziția publică? Cât costă? A venit doamna și ne-a prezentat asta. Ne-a prezentat și cât bani costă. Dom'le, atâta costă. Nu suntem noi aia care spunem cât costă sau nu. Întrebarea este, de ce la momentul în care ați gândit să dați drumul asta, să contractați asta, nu ați cerut hotărârea Consiliului? Pentru ca dumneavoastră să puteți face lucrarea, trebuia să cereți hotărârii de Consiliu prin care luăm suprafețe din extraviran, le ducem în intraviran. Deci ca suprafețe nu știm până să măsoară. Tovarășul, să nu-i zic altfel. O pus aici localitatea pe sate și mi-a zis, existent atâta hectare, propus în introducere intravilan, propus să se scoate din intravilan. Dar care sunt? Eu m-am uitat pe hărți. Sunt niște segmente făcute așa. Și în afară de asta, când ați venit la întâlnire cu domnul inginer, v-a lămurit toate zonele alea, că doar eram și eu, care erau cu cenușiu. Da. Nu încă, care zona, de unde până unde,
E greu, e greu pentru un nespecialist, e greu să înțeleagă. E greu să înțeleagă. Omul ne-a explicat, cel puțin pe mine m-a lămurit și la lungă terenul unde s-au construit. Păi în momentul în care, în momentul care s-a propus să-ți introduci intrabilă. Măsurate? Ce ne? Nu sunt măsurate. Nu sunt măsurate. Astea sunt făcute pe calculator, pe dimensiuni și cu aproximații. Dacă ar fi măsurate... S-au făcut pe Google Maps. Deci, eu am trimis notificarea asta la timp ca să știm cât se scoate din arabil, din păduri, am scris, păduri, vii, livezi, ape, drumuri, căi ferate și ce mai trebuie. Și din coace care? Locuinții funcționale, unități? Păi, dar asta vede cel care face lucrare. Pentru că pe calculator vede numai punctul. Domnul primar. Exact, și îl rasurează deci, cu altul. Eu am citit ăsta care este trimis. Că m-am uitat pe planșe și au 2017 datare pe el. Și îmi scrie aici așa. Diferență între introducere și scoatere din travelan îmi dă o suprafață. Care este și de unde provine? Asta am cerut, nu altceva. Păi în momentul în care am făcut o diferență, am scris propus să introduce, propus să scoate și am o diferență cineva, știi de unde le-a scos. Că așa pe hartă mă uit și văd numai suprafețele. Bun. Și cu asta o să le facă proiectantul, o să scoată... Până nu măsoară specialistul, de unde să știi exact? El îi face pe calculator, îi dă dimensiunile, cam cât e de lungă, cam cât e de lată și îi pune cu aproximații. Dar atunci nu mai au rost măsurătorile, dacă poate el să o facă din calculator. Păi. Păi eu viu și întreb, în momentul în care ați încheiat contractul, scrie undeva că trebuie și avizele și documentația finală? Păi aduce în contract. L-a adus omul, ne-am uitat în el, nu scrie. N-are ci cu... Scrie buc și terenul. Care se tapele, n-are nicio treabă, nu știu de ce făcut. Nu mai deranjați, oameni, că o venit cu el, ne-am uitat. Da, problema este că la momentul în care îi scos din... Dar suprafeță n-ai de o dar nu de asta, nu. Și acum, impasul este ăsta, ca să rezolvăm problema, că scrie... Deci, s-a scris frumos în asta, parcă așa consider, se consideră în primărie că nu este primul. Prima hotărâre de Consiliu în care se cere un aviz favorabil de principiu. Nu există așa ceva, domnule. Să-mi aduceți din lege, în ce vreți dumneavoastră, favorabil de principiu. Domnule, asta nu păi ori se aprobă, ori nu se aprobă. Asta o cere modelul, cel care face tubul, că nu face prima dată la său. Eu mă refer la hotărâre, formularea, formularea. Mai schimbăm formularea. Eu mă refer la să meargă acolo. Eu mă refer la faptul că hotărârea de Consiliu nu este concretă. Așa a cerut-o proiectantul, auziți. Asta e forma care o dată. Dar ce proiectantul vine și încerce mie cum trebuie să elaboreze o hotărâre? Proiectantul cere ce dă mai departe de ca principi, să treacă. De principiu poate ar fi trebuit înainte să facă contractul cu firma care se ocupă de PUC. Atunci da, de principiu, domnule, vreți să ne apucăm de asta, putem contracta un serviciu la cineva, da, de principiu, cum a fost și proiectul vechi, de intenții, de ceva. Dar acum, vorbim după ce s-a făcut... Doar ai prins în lista de investiții? Nu este, domnule, am verificat așa. O spus doamna că nu e nevoie să fie prins în lista de investiții, că am vorbit și cu dumneavoastră, chiar dacă am făcut ședința când am putut. Am avut timp să ne consultăm cu ea și o zis, domnule, nu trebuia prinsă în lista de investiții pentru că banii vin la Consiliul Județean. Și care este trebuie să suni. Nu, problema deci se aprobă, actualizarea PUG-ului. Păi nu, dar PUG-ul nu-i făcut breca să la PUG. Domnule, să hotărâre de Consiliu prin care se aprobă actualizarea, înțelegeți? Aici, pe final, interpretați documentele cum vreți. Nu există așa ceva, să aprobă actualizarea și din momentul ăsta faci și trebuie să faci și trebuie să faci. De principiu vorbim noi. În vederea actualizării și aprobării. Da, domnul doctor, avizul favorabil în vederea actualizării, nu de principiu, de principiu vorbim. Nu scriem. Nu facem discuții. Atunci scoatem chestia de principiu. Deci chestia cu de principiu. Doamna inginer, noi suntem în ședință de Consiliu cu avizul favorabil, nefavorabil de principiu. Aici se ridică problema că el nu sună cum trebuie.
Dumneavoastră ați dat un model în care ce se acordă avizul favorabil de principiu în vederea actualizării. Fără principiu. Parte din domnii consilieri zice, domnule, nu, dăm avizul favorabil. De ce de principiu? Așa se cere la Consiliul Județean, domnul primar. Avizul favorabil este avizul pe care îl dați după de ce dau toate avizele, lucrările, cele 14 avize. Ăla este avizul final. Ăla este un aviz de principiu prin care luați la cunoștință logisticului noastre. Prin care se ia la cunoștință, propunerea. Da. După ce luăm toate celelalte avize, mediu, apă, toate utilitățile și așa mai departe, atunci îl avizați. Da. Pentru că aveți în spate toate avizele avizatorilor. Da. Deci ei au fost de acord și atunci am firesc ar fi să zici și dumneavoastră de acord. Acum este doar luarea dumneavoastră la cunoștință asupra documentației. Și completarea ei, dacă este cazul. Deci dacă nu știți, nu mai vorbim de pensiune, nu știu unde, sau o fermă. Da, dar da, dacă îți cere, dacă vezi că așa se da. Da, mulțumim, rămâna, sănătate. Dar vreți să-l aprobați, vreți... Păi doamna spune altceva, domnule. Domnul primar, exact ce discutam. Din principiu ar fi trebuit făcut un proiect de hotărâre ca să putem da drumul pentru a contracta pe dumneai ei. Atunci era de principiu. Domnule, am luat la cunoștință, îi dăm drumul, demarăm lucrările. Atunci era de principiu. Știți ce se întâmplă acum? Păi dacă așa cere, nu aprobați. Ea nici nu avea ce discuta cu noi. Ea, în discuția cu ea, trebuia să fim după ce noi emiteam proiectul ăsta de hotărâri. Dar ea lucrează de 6 luni, îi trebuie bani acum și s-o trezesc că are nevoie de un proiect de hotărâre. Ei, nu l-a aprobat. Acel proiect trebuia să existe mai mult. Domnul, nu așa se factura. De ce spuneți? Nu așa se pune problema. Nu spunem că nu aprobăm. Dar de ce nu se respectă societatea? Dacă așa e, nu v-ați arăt ce l-a făcut. Domnul, nu l-a aprobat. Aș fi prea puțin că nu se pune problema așa, domnul Marian. Hai să ascultăm că dacă... Nu se pune problema așa. Deci... Proiectul ăsta de hotărâre trebuie să spună limpede și clar că se aprobă actualizarea pugului comunei său. Domnule, punct. Ați auzit că spune asta. Lăsați-o pe dânsa în pace că eu să pun de proiect asta. Dar matale știi pe toate. Dar eu am citit legea, domnule, dar lasă tot dragului de treabă. Îmi nebunesc aici. Păi cum și-o permisea să se apuce de pug? Cum se apuce de pug? Dumneavoastră a dat pugul de făcut. Dar lăsați-mă un pic. Nu e aprobare. O să vii, domnul primar, o să veniți cu proiectul ăsta făcut de dânsa. Și o să-l punem în dezbatere publică. Da. Și o să vă întâlniți cu următoarea situație. Da. Cu ce-a făcut dânsa, domnul nu se vrea să intre în travilan cu suprafața de pământ de acolo. Ce o să faceți? O să trebuiască să modificați pugul făcut de dumneai, care și-a luat avizii, s-a luat toată asta. Trebuie să-l duce în transparență decizională obligatoriu treaba asta. Că doar nu-i după moftul cuiva aici. Deci dumneavoastră luați acceptul nostru să actualizați pugul și faceți pugul. Ați contractat cu atâtea. Păi dumneavoastră auziți ce a spus? Da. Că dumneavoastră nu pune hotărârea asta în dulap la dumneavoastră, o duce la Consiliul Județean. Noi de fapt ne depărtăm exact de ce, cum a început domnul Bobeche. Ideea era că nici noi nici n-ar fi trebuit acum să avem ce discuta cu ea. Că ea trebuia să apară din mâine, după ce se făcea acest proiect. Noi trebuia să-l facem în martie și ea în aprilie, când se apucă, în baza unui proiect de hotărâri, ne astăzi să contractați pe ea, ca ea să ne spună acum ce trebuie și nu trebuie. Atunci, dacă nu ne înțelegem așa și vin ăștia de la județ, vă citesc așa. Județul Dâmbovița, Consiliul Local Lucien. Hotărăște. Se aprobă caietul de stat pentru elaborarea documentației actualizare plan urbanistic general al comunei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Are caiet de stat cu etapii. O dau deoparte. O știm noi. Dar o dau pe asta deoparte. Și am să citim și din alte părți. Am scos de prin toată țara asta, că văd că nu am primăria asta, nu putem să facem. Asta de unii, de la Cluj. Se aprobă documentația actualizare. Se aprobă documentația actualizare plan urbanistic și regulamentul local al primăriei. Proiectantul general își asuma răspunderea pentru calitatea serviciilor. Cu îndeplinirea se duce. Deci am scos o grămadă de documente. Ce venim acum ca să facem ce? Că de fapt ați contractat serviciul și acum veniți să ne spuneți de principiu. Am mai spus o dată. Nu există. Deci nu există hotărârii de Consiliu Local de principiu. Ori să aprobă, ori să cere aprobare, ori dacă nu altceva. Dar nu de principiu. De principiu vorbim până ne săturăm. Să ne aduceți dumneavoastră din România
De principiu, undeva hotărâri. Hotărâri semnată de principiu. Eu știu cum... Ca să rezolvăm problema, există o singură soluție. Deci, se aprobă execuția actualizării pugului și am terminat cu asta. Face ce s-o și dacă n-ar dicțion, toarcă și face liniu. Dar etapele, deci în hotărârea asta, nu este nicio anexă care să ne spună. Etapele astea se constă 1, 2, 3. Ce ați contractat dumneavoastră, de fapt, că acolo ați contractat actualizarea pugului, planșele și cu regulamentul. Dar avizele și toate astea scrie pe document că m-am uitat în contract. Că de fapt în asta constă chestia, astfel, în avize. O să știu directoare de la urbanism. Eu zic, zic să mergem pe amânare, zic să vină și specialistul. Domnul Zubanță, vă discută degeaba pe ea. Sigur. Adu contractul ăsta cu pugul în coace. Să discutăm pe urmă. Și eu mă întrebați, citesc în stele. Să ne spune, domnule, dar vine întrebarea următoare. Ne-aș luat acum 5 minute și ne întrebat, dar voi când veniți la treabă? Dar dumneavoastră vă permiteți să-mi trimiteți mie în față o hotărâre de consiliu? Dacă știam de ieri, mă consultam cu inginer. Nu, domnule, ne-ați trimis expunerea de motivii care eu am citit-o. Da, domnule, și raportul de specialitate. Asta-i trimis, spunea să fie o oră, două, trei. Mă consultam, luam contractul, vedeam ce... Dar nu trebuie să veniți să vă consultați cu mine. Hai să propunem. Ne trebuie acum 6 luni să facem ședință. Domnul președinte, eu propun amânarea discuțiilor pe luna ianuarie, când vine și domnul inginer Lascăr, și să vină cu temele făcute. Nu, domnule, pentru că raportul... Atunci întrebarea se pune. Păi raportul de specialitate a omului ăsta din aparatul primarului, ce este? Este făcut așa de vremea ploii? Numai ca să... Deci... Nouul Consiliului ne pune raportul de specialitate aici și în spate este deja contractul încheiat. Ce fel de treabă este aici? Vă bate joc de noi? Și acum am cerit să vină înapoi urbaniștii și care-i treaba? Trebuia de ieri ca să ne pregătim. Nu am nicio treabă. Cum vrei și mă oprești pe stradă și încep să-mi spui aia, aia. Cum adică? Nu, doamne, retrăgeți, dar v-ați decidat. Domnule, am făcut totuși o adresă, doamna inginer, la care putea să fie date răspunsuri. Dumnealor, partea, majoritatea nu-s de acord cu treia cu formularea asta. Acum, dacă se amână pe ianuarie, cu asta, cu de principiu, cu... Dumnealor, trebuie să facem de treabă după asta unei hotelări, trebuie să-i contract. Da. Dacă doriți, puteți aproba, dar nu este corect, pentru că nu este avizat. Nu e greșit. Cum vrei, dar ce să spun? Vorbiți care vă vrei. Aviz favorabil, la ce vă da, aviz favorabil, nu de principiu. Stai aici. Stai și stai. Păi nu e, nu e, nu. Aviz favorabil, atât. Și mai zice Consiliul Local. De principiu. Mai zice Consiliul Local că nu întotdeauna punem căruța în fața caiului. Asta e ideea. La ce făcut contractul cu ea? Da. Și să mai ridică problema că nu trebuia făcut contractul până nu era asemenea hotărârii, contractul cu dumneavoastră. Aici am atins punctul. Deci contractul a fost, cum să vă zic, cheltuielile bugetare le-au aprobat când au aprobat bugetul pe 2017. S-au modificat, s-au aprobat banii pentru documentația asta. Păi nu au avut cum aprobat, doamnă, că pe parcurs o zis județul că dau dumnealor banii. Și atunci noi când am aprobat bugetul, nu s-a aprobat așa ceva, nu e nici în lista de investiții, nu e nimica. Decât că a apărut problema, opa, dă județul banii și hai să ne apucăm. În baza la ce avem noi contractul cu dumneavoastră? Da. Tot județul vă dă dumneavoastră banii, tot la un moment dat va trebui să aveți viața bugetară. Da, dar nu, aici se ridică problema, că înainte de a încheia contractul, trebuia o asemenea hotărâre. Că trebuie să facem pugul, să facem... Când expiră pugul? Da, când expiră, doamne? Când expiră? Când expiră? Când 10 ani e valabil? Când aveți aprobare pe ultimul timp? 10 ani am văzut. 10 ani, zice aici, că e valabil. Este maxim 10 ani, este valabil 5 ani. În cazul excepțional, se poate prelungi până la 10 ani. În cazul excepțional. Dar noi când dracu, să vedem când se încheie asta. Să vedem când se încheie. Asta când a fost în pugul. Nu mai știu, rămâni să-l spun. Doamna proiectant, vreau să vă pun următoarea întrebare. Dumneavoastră ați contractat lucrarea cu primăria său, da? Acum alo. Da? Să rămâi în mine. Vreau
Nelu Bobeitu, mă numesc consilier. Doamne, ați încheiat, deci dumneavoastră ați încheiat un contract așa cu primăria său, da, privind actualizarea PUB-ului. Așa. Așa. Ce documente au fost trecute în contract pe care să le executați dumneavoastră? Și care sunt etapele? Are conținutul cadru. Da. Normativul de proiectare a documentațiilor de urbanism. Da, l-am citit. Etapele în proiect, etapele în contract v-au fost prevăzute? Și termen? Termen am, da. În baza la ce aveți? În baza contractului, nu? Sigur. Contractul a fost emis în baza unei hotărâri de Consiliul Local de actualizare a PUB-ului, prin care se scot suprafețe din intravilan, se bagă din extravilan, se bagă din una în alta. Aveați nevoie de acordul Consiliului Local? Păi asta era acum. Așa, dar după ce ați încheiat contractul, ceriți asta? Deci eu contractul am pentru întocmirea unei documentații de urbanism. Ceea ce se scoate și ce se introduce în intravilan, nu se poate, pe ce bază poate stabili o persoană. Deci, întâi trebuie făcut contractul, un proiectant împreună cu primăria și cu reprezentanții primăriei. Da. Fac propunerile, dumneavoastră, ca să aveți în față o planșă, deja cineva a lucrat pe acea planșă. Dar cum s-a apucat de ea, în bază de ce? Asta nu era problema ei. Doamne, ascultați-mă puțin. Ascultați-mă puțin. Deci, contractul ăsta l-ați făcut în baza unui referat din primărie, aprobat. Deci nu în baza unui hotărâri de Consiliul Local să înceapă actualizarea PUB-ului. Nu, eu contractul l-am făcut pe baza unei oferte de care am luat-o din catalog. Din catalog a fost. Am văzut etapele, sunt acolo, sunt corecte, nimeni nu spune așa ceva. Întrebarea se pune. Întrebarea este, în baza la ce, doamnă, s-a apucat de făcut treaba asta în primărie, fără acceptul Consiliului Local? Ceva e înțelegeți? Că după aia o să fie etapele, o să aduceți documentația de avizare, de pus în dezbatere publică. Corect? Nu-i treaba, doamnă. Dezbaterea publică este o etapă a avizului de mediu. Dezbaterea este o etapă... Deci, este o etapă din cadrul contractului. Da, de exemplu, am solicitat... M-ați înțeles? Poate zonă. Doamnă, dumneavoastră înseamnă că nu vreți să mă înțelegeți. Pentru că se spune așa, se solicită aviz de principiu. De principiu discutăm pe stradă. Eu nu dau aviz de principiu în primărie. Nu, așa este formularea. Lăsați formularea. Lăsați formularea, nu ne înțelegeți. Dacă hotărârea de Consiliu vrea să se aprobe execuția actualizării PUB-ului. De bine, dacă nu cu aviz favorabil, nu pleacă. Și cum o să luați banii dacă nu s-a aprobat? Și o să rămână treaba dumneavoastră cu documentația. Să-l avizați favorabil. Deci dacă ați înțeles că dacă dumneavoastră aveți acum alte propuneri decât cele puse pe planșă, noi le facem planșele și vă supunem iar în Consiliu avizare. Doamne, dacă în hotărâre scrie așa, se acordă avizul favorabil pentru documentația, discutam. Era altceva. Dumneavoastră, de fapt, ce vreți? Vreți documentația să o discutăm? Exact. De ce nu spuneți așa, doamne, de la început? Da, hai. Bine, mulțumesc, am înțeles. Doamna secretară, întreb și eu ceva. Poate dumneavoastră ne puteți lămuri. Nu știu, cine a făcut achiziția, cine a încheiat contractul. Nu era nevoie, când a contractat acest serviciu, nu era nevoie de această hotărâre de Consiliu atunci? Nu știu să vă lămurești, pentru că nu știu de ce trebuia hotărâre de Consiliu Local înainte de achiziție. Era o achiziție care s-a făcut prin cerere de ofertă, așa înțeleg, nu? Da. Bun, dar în baza la ce a făcut contractul? Doamna Stoica, din câte am înțeles, eu v-am spus că acum se avizează favorabil ceea ce a lucrat. Noi până să ajungem la doamna Stoica, cum am ajuns la ea? Putea să fie oricine, doamna Stoica sau oricine ar fi fost. S-a făcut un referat de necesitate din aparat. Ce e acolo în dosar? S-a făcut un referat de necesitate și s-a făcut o achiziție. S-a mers pe achiziții. Deci cum a fost și în cazul autobasculantă, puteați cu un referat de necesitate, cumpărați basculanta și după aia venea să cereți o hotărâre. Dar nu e aceeași valoare, e aceeași valoare? Nu e aceeași valoare, dar am contractat ceva sau... E 88.000, parcă. E 1.000.000 și asta.
lume vechi, să vorbim așa. Asta e suma la, la asta. Mult puțin nu știm. Specialistul stabilește cât ce volum din muncă e acolo. Dar nu e același lucru. Cumpărăm ceva, ne apucăm, facem. Putem foarte bine, hai să cumpărăm un autograder că vine iarna și vin la anul, prin martie, cerem și o hotărâre din Consiliul Local. Că putem face un referat de necesitate, că sigur trebuie, sigur avem nevoie de foarte multe lucruri. Asta încercăm să ne dumerim noi. După referatul de necesitate trebuie un referat de consiliu. Păi da, și de unde? Făcut referatul de necesitate, trebuia stabilit un grad de sarci, domnule, Consiliul Local, de principiu, de cum vreți. Cum e, domnule? Asta am nevoie să fac. Cum a dat răspuns de achiziție? La toate achizițiile trebuie făcute ca achiziție. Dar să nu i-ai explicat. La cumpărările directe n-am, nu s-a făcut, nu s-au făcut caiete de sarci în mod normal. Și în primul rând, specialistul știe exact ce ar fi făcut. Vorba domnul, domnul Ariton, dar nu-i stabiliți dumneavoastră lui ce vreți de la el? Păi am stabilit actualizarea pugului. Păi da, și etapele, că ne-am uitat până la contract, nu sunt etapele. A spus că etapele pugului se fac după un anumit normativ. Nu se poate abate de la normativul respectiv proiectantului. Deci lucrul este clar ce solicită proiectantul. Da. Că altfel nici nu o făceați. El vrea să-i avizăm documentația. Și eu vin și întreb, documentații care? Aduceți planșele. Nu planșele, nu mă interesează planșele. Aduceți regulamentul. Să citim ce a scris în regulament. Păi asta înseamnă documentul. Știți ceva, o ținem prin loc, o amânăm și atunci discutăm. Eu ca să detenționăm situația, eu vă propun așa. Eu vă rog să consemnați ce cerințe aveți. Dacă și expiră punctul. Nu. Când expiră punctul. Deci ascultați. Să știm și asta. Dumneavoastră consemnați ce crediți așa și noi domnul primar, o rezolvăm acum, nu lăsăm din. Deci, eu propun ca hotărârea asta de Consiliu să se intituleze așa. Se aprobă actualizarea pugului comunei său. Deci, se aprobă actualizarea. Să înceapă să-și facă documentația. Când o să vină cu documentația, o să fie un proiect de hotărâre. Se avizează documentația PUG și cu restul ce mare la ea. O să se depună, o să se pună în dezbatere publică și atunci încheiem treaba. Este invers. Este invers. Este invers. Aviz acum și aprobare după. Nu aprobare acum și aviz atunci. Aprobare după ce acum avizare și după aia aprobare. Adică să avizăm documentația. Să avizăm documentația. Deci eu am vrut să spun așa. Se aprobă actualizarea. Deci pugul nostru e vechi și cu regulamentul vechi. Deci ca să se reactualizeze toată treaba, documentația asta. Să se reactualizeze, că a făcut contractul deja. Ce să avizez acum? Să-ți avizez? Deci măcar, poate să se apuce de făcut documentația. Nici măcar nu știu dacă mai e valabil sau nu pugul nostru. Deci asta înțeleg. Ne treabă doamna până când și noi nu știm dacă e valabil sau nu. În referatul de necesitate nu scrie de ce care ei s-au apucat de treaba, dar am primit cât și-o făcut deja și cum așa, avem nevoie doar de avize de la mediu și celălalt de care mai sunt. Mai a zis clar că aprobarea finală, da. Să sune altfel, deci se aprobă elaborarea documentației PUC și cu elaborarea actualizării documentației, nu, actualizarea documentației PUC și așa mai departe. Domnul Cristi, ca să poată să înceapă. Mai sunt propuneri de intrare. Și ca să o avizez după aia trebuie să vină documentația. Mai avem propuneri de intrare în intrare. Auzi, e valabil până în 2019, așa că... Este bine. Este bine. Dar nu asta este la mă. Haideți să-i dăm drumul să se facă pașii normal să treacă. Păi care-i problema? Că e așa o să mai lucreze la ea. Noi avem propuneri de intrare, intrare la poate la mai multe suprafețe. Dacă unii nu vor putea construi din oamenii care vor să-și facă. Deci în discuțiile cu cetățenii din comună care au zis că se modifică PUU, am avut solicitări la terenurile care trec deja de Pietrosul la deal. Doamne, da, aducem hărțile. Da. Așa. Aducem hărțile. La Ungurașul, care are deja construit șențiuni. Și nu numai, și drumul, chiar din sub administrație. Domnul Vici, mai mult, în fiecare sat. Aducem hărțile și în 20 de minute. Asta e, treaba este așa. Am văzut zonele care sunt. Am văzut doar zonele astea din sat.
dar zonele din afara. Deci am văzut zonele. Da, acolo sunt suprafețe, cum a zis, da. M-a întrebat cine e ăla, nu? Da. Atunci aia din trecutii punctual acolo, de asta... Păi deja, dacă le aprobăm după ce se face... Păi să facă documentația, domnule, s-o termine. Nu are cărțile, nu arată deja. Asta noi suntem de acord sau nu? Să punem și de la capătul satului în alea de la Petrosul, să băgăm și zonă. Domnule, nu vorbim numai de hărți. Eu m-am uitat pe hărți. Nu-i de ajuns. Păi nu-i de ajuns, păi tocmai asta e ideea. Păi numai vă spune de principiu, înseamnă că e de avalma. Și după aia... Se elaboreze documentația, să se apucă de el. Dacă o aprobăm acum, o aprobi hărțile în... În forma asta. Aia am zis, aviz. Domnule, eu îi dau voi, îi aprob să elaboreze documentația de actualizare a publicului, nu înțelegeți. Și după aia eu avizez documentația. Păi și după aia trebuie să o iei iar, nu modifica hărțile. Dar hărțile treaba astea și treaba mea... Nu definitiv hărțile astea. Ba da! Nu, nu, ele se duc la Consiliul Județean, la ce? Ei de acum pornesc cu astea. Dacă noi mai dorim, acum trebuie să solicităm. De cine a invitat? Ca să le vedem hărțile pe toți consilierii. Da, da, dacă da, mai doriți ceva, solicitați acum, auzi, nu după aia. Da, da, cum și discutam, ele se duc, cum le-au întocmi ei, ele se întorc la Consiliul Județean, le analizează cineva și ne spune asta nu e regulă, asta trăiem, asta nu spune. Pentru că se suprapune cu un interes strategic. Acolo la Comisia Județeană vine cel care a lucrat cu primarul, cu vicile, cu nu știu care, și acolo se pune în discuții cu harta pe perete. Pac, aici sunt probleme, nu sunt probleme, sunt probleme, nu sunt probleme, așa se întâmplă. Eu am participat. Ei au făcut niște hărți, le-au făcut. Da, poate. Păi, dar e de principiu, când vrei să faci ceva, nu, nu băi, că dacă fac o ușă, eu iau numai 3 dulapi și o scândură, păi cât intră, cam atât, hai să vedem, dar mai e ceva în plus sau... Dau și eu, în principiu, după ce o comparație plastică. Să tai topul sau să tai perete. Da. În principiu nu ies discuții, discuți despre da, cum vrei să faci ușa. Nu-i dai drumul la fabricare. Păi, lasă regulamentul, domnul Vică. Deja la sfântul domnului Domnul, că nu-l găsești în alte lui domnul Lascăr regulamentul și nu mai știu ce. Pentru că nu este, domnule, ăla, ei, lăsați-a numai căutat. Nu ai că nu sunt nici etapele, nu este nici RLU, nu este, nu găsești nimic. Trebuie să ne gândim dacă dăm drumul sau nu-i dăm drumul. Dăm drumul ca să poată lucra. Hai, dacă vrei să-i dăm drumul, dacă nu, nu mai poate construi nimeni în zonele care... Nu, domnule, dați-i drumul la hotărâri. Dacă nici nu dă județul banii, nu ar trebui făcut nimic, nu-i bine. E bun. Când o începi, sunt ce să lămurească lumea. Dom'le, care este problema, domnule? Băi, eu văd că e o problemă, că ne-am pucat noaptea și până la urmă n-am picat la un consens cât de cât de cât de cât de cât. Păi, dar ce sună în asta, domnule? Ce scrie în asta? Ce hotărâri ne-a spus domnule? Ce spune specialistul că-i solicită... Păi, specialistul a spus un lucru, avizați-mi, domnule, documentație, dar nu scrie așa aici. Le dracu, dar ne-am întrebat-o, ce e? Avizați-o precum doriți, că dacă e bună trece, dacă nu ne mai întâlnim modificată. Domnul primar, dumneavoastră ați făcut, ați propus hotărârea asta de Consiliu? De expunerea de motive. Spuneți-ne, domnule, ce vreți să scriți acolo, noi îți vă aprobăm. Cum? Trebuie și gata, așa am terminat. Dar o să întoarcă înapoi hotărârea. Nu se întoarcă. Vreau precum credeți, dumneavoastră. Dacă ei trebuie doar de... Nu știu, de ce să se întoarcă? Bun, hai să întoarcem. Aprobați cum crede. Lasă-l, chină și pe domnul Ariton degeaba, că nu le găsești. Nu mai caute degeaba, da. Nu, dar nu caută, că el îl întreabă pe el. Haideți să formulăm articolul 1. Formulați, schimbați. Da. Și eu vă propun așa. Articolul 1. Se acordă avizul favorabil de documentației în vederea actualizării. Realizării. În vederea actualizării. Nu. Nu, fără aprobare nimic, ci și aprobări. Nu, când zice domn primar, realizări documentație, că ei fac documentație. Elaborării documentației. Dar e elaborată deja documentația. Nu e elaborată. Nu, lucrează la ea. Lucrează la ea. Păi și atunci nouă cine a prezentat? Nu a prezentat ceva ce e elaborat? Domnule, i-am făcut. O parte. Nu o parte. Nu o parte, domnule, dar de ce ori ne-a prezentat? Cred că nu sunt înțelese niște lucruri, da? Nu ne înțelegi. Deci, de la urbanist ne-au fost prezentate niște hărți. Dar nu la urbanist. Da. Firma care... Bine mi l-a prezentat. La urbanismul trebuie. Urbanismul nostru, da. Cu suprafețe de teren din extravilan, care trebuie introdus în intravilan din diferite motive. Motive explicate atunci, plauzibil, cu cei care au fost aici. Ei, aceste planșe merg de acum înapoi la proiectant, la Bacău, și începe lucrul definitiv. Analizează exact propunerile noastre, care noastre sunt, cu fiecare parcelă în parte. Și atunci spune, asta se încadrează, intră, iar cele care nu vor corespunde și nu pot fi scoase din extravilan, din motive legale,
ei vor veni și ne vor documenta și ne vor spune, din motivul ăsta, nu am putut să vă prindem și pe acela respectivă în suprafață de. Deci, la ora actuală, noi nu mai avem alte propuneri de a aduce din extravizant în terminal. Bă, dar sunt, nu, alea sunt propuneri. Ce-am spus acum? Sunt și tocmai sinfonețe. Da, domnule, în afară de planșele, vorbim o limbă sau două, în afară de planșele care ne-au fost prezentate, mai sunt alte suprafețe pe care noi, astăzi, restul de propuneri. Da, da, dar eu nici pe ce-am spus. Astea din planșe. La humării sunt pe... Domnule, e prinsă în planșe. Păi nu-i prinsă. Cum nu-i prinsă? Nu-i prinsă, domnule, cum e prinsă? Nu-s terminate. Adică Negru are un gurașul făcut de construcții pentru pensiuni. Și în Extravilan, da. Are Pavel Gabriel făcut de construcție acolo, care nu știm, poate vrea să dezvolte ceva. Păi, așa, și fiind băgat din Extravilan... Păi stai, domnul viceprimar, că atunci foarte frumos, dumneata ești în cunoștință. Adică te frumos și propune. La ceea ce a fost până acum prezentat, mai propunem următoarea de suprafețe de acum. Păi nu, dar la propunerea asta trebuie să vină specialistul, să ducă-ți măsoare. Păi și dacă noi aprobăm hărțile în felul ăsta acum, nu se duce și mai putem face. Și așa vor veni. Păi da, asta e. Nu, acum păi tocmai asta, asta e problema, că noi nu ne aprobăm acum. Hai să facem propuneri pentru intrare în intrare. După ce vin hărțile atunci, abia atunci o să vrească și le aprobăm. Păi mă dați seama că ei le lucrează, domnul Dezlauan. Lucrează. Și o să trebuiască să le modifice din nou dacă noi nu avem... N-avem asta propuneri. Uite, asta este că nu o să cunoaște, n-am anunțit. Păi vezi că asta spuneți, domnule, că nu-i făcută ca lumea. Ce de competența noastră a Consiliului Local, ce de competența... Cine ai vă hotărâm acum? Păi domnilor, vedeți că la PUC trebuia să vină specialistul aici să ne facă proiecții, să ne facă pe hartă, să vorbim pe hartă. Mai sunt și vorbim face propunere acum. Dar cum să vă supărați? Când am întâlnit atunci. Când am întâlnit atunci. De ce n-am făcut? Putem să mai propuneți. Zic oricând nu am fost la modificare. Dar eu o spun mai înainte chestia asta. Poți zici că poți face modificare. După aprobarea asta? Da. O zis acum. Acum mă se pune. Acum aici. Acum, da. Aici. O zic că puteți propune asta dumneavoastră acolo. Asta e că noi, știi cum sună? Noi putem aproba acum demararea lucrărilor care ele deja s-a demarat de acum 6 luni, domnule, asta e problema. Asta e discuția mare, domnule. Ce am luat, consilier? Deci, în documentația care este pusă pe net acum, da? Da. Site-ul comunii, care să o citească tot cetățeanul. Ăsta este tabelul care spune să ia și să pune? Ăsta este. Trimis de ei? Nu. Adică trimis. Domnul viceprimar. De cine? Îi trimis, așa proiectantul ne le-a prezentat ca să facem propuneri mai departe, dacă mai dorim ceva. E și eu asta am făcut acum. Păi da, și le completăm cu ce spuneți acum. Păi el și nu ne aprobăm acum, nu propunem acum. După aia ce mai faci? Păi da. Deci îmi spune mie în tabelul lui, îmi spune așa. Deci, diferența dintre intravilan scos și intravilan băgat este de diferența de 16.000, scrie aici așa pe fiecare sat. Și oamenii și-am întrebat. Astea scos din intravilan? Agricol, aia, fânețe, de la om, de unde vreți? Trebuie care sunt? Păi da. Nu, păi dar cineva trebuie să-mi spună că mi-au pus aici niște diferențe. Păi asta știi la care sunt alea? Adică eu întreb pe proiectantă, sunt suprafețele date cu gri. Alea sunt, vă spun eu. Alea cu gri. Alea sunt. Și cât îți de mare alea? Păi asta trebuie să-mi spune domnul pe tabelele de are. Asta e diferența asta de 16.000 de metri. Ăsta alea gri, care le-o scos din extravilan și le-o băgat dintr-o lună. Dar trebuie să vină la măsurători, că de asta e abandon. El o dată aproximat. Păi ei părinți măsurători. Ea vorbea cu mine în cadrul legal, să numesc bilanțul ăsta. Bilanț teritorial, administrativ, situația existență. Bilanț intravilan existență. Deci să numesc bilanțul, domnule, tehnic. Proiectantul așa când mai poți interveni. Și atunci, lăsați că alea cu avizatul documentației nu stă în apă. Nu e avizatul documentației. Eu acum am propunere de intrare în intravilan. Noi vorba de suprafețe de care dorim să le mai băgăm sau urmă. Știi de ce? În etapele prevăzute în contract era clar. Inclusiv o dezbatere. Dacă stați așa. Dacă mai avem alte suprafețe de propus, săptămâna viitoare. Când le putem propune? Acum, păi clar, ce mai vreți? Da, vezi? Ce v-am spus? Ce știm noi? Ne stăvăgăm pentru un lucru da. Care e clar. Le discutăm, le propunem și îl direm face. Dar exact despre asta e vorba. Pe care documentație? Pe hărți? Eu nu discut pe hărți, oameni. Mie să-mi dați bilanțurile teritoriale, nu discut pe hărți. Pe pătratele gri. Bilanțul teritorial. Dacă vreți chiar așa, hai că discutăm și altă. Dar la de unde e lor? Le aveți trimis la primărie ca să discutăm în consiliu. Colaborare dumneavoastră, după aia începem să facem calcule și măsurători.
Deci bilanțul se face după ce stabilim locurile și asta și atunci se fac măsurătorile și se face bilanțul. Ca să faci un bilanț trebuie să ai niște unități acolo. Suprafețe. Pe categorie, categorie agricolă, nu? Da. Da, deci atunci se face pe categorie, care-i fânați, care-i... Deci exact la fața locului, când se ia pas cu pas. Da, bine, să rămână. Da, domnule, după ce face asta, acolo trece, care-i câteiarabe, care-i fânați, care-i cruce, aia măsit. Eu vă mai spun o dată și din momentul ăsta. Hotărârea asta de Consiliu o considerăm așa. Îi aprobam elaborarea documentației pentru actualizare și să apuce de treabă. Considerând că își face documentația sau că o făcut-o, o să vină cu ea la avizare. Proiect de hotărâre, avizarea documentației de Consiliul Local cu toate propunerile. Dacă nu rezistă, ne-o dă judecată. Nu, eu vă propun așa, domnilor, pentru că ea vrea documentația și eu întreb, care documentație? Păi gata, cum lucrează, domnule, ce mai punem noi? De elaborare. Domnul primar, gata. Cozesc că de astăzi, dacă aprobăm, nu mai poate lucra. Nu, gata, noi n-aprobăm suprafețe, n-aprobăm nici. Dar nu v-a spus acum că... E principiu. Domnul primar, v-a spus acum că de astăzi nu mai putem interveni. Acum astăzi stabilim. Să le facă ea. Deci ea are majoritatea lucrurilor făcute. Dar lasă-mă să vezi mata o hartă de aia. Și noi intervenim acum cu propuneri de intrare în intravilană, nu vor să trebuie. Asta am fost și invitat să vedem cărțile atunci. Și după aia să venim cu propuneri. Și propunerea de acolo trebuie consemnată în ceva. Oameni buni, ascultați-mă. De când v-ați uitat în ele, trebuia consemnat. Deci pe hărți ne-am uitat. Consemnați asta, ne-am uitat pe hărți. Ce vreți altceva? Da, vreți? Păi vreți mai bani. Ne-am uitat pe hărți. Ce vreți de la mine? Dar nu vreți la dumneavoastră, domne. Când dumneavoastră ai spus așa că vine, nu și-o spune că vrea, mai vrea și el ceva. Ați spus-o în dezbatere publică. Eu aprob astăzi, avizez documentația și omul ăla care a făcut o propunere. Nu știi că eu i-am dat unde vede. Asta e ideea, că nu știu. Păi nu, s-o sări pe stăta. Și vă spun. Deci, dacă eu am aprobat documentația, astăzi ea s-a apucat de treabă și ăla care mai vine cu o propunere, nu știi. Domnule, dar... Pentru că s-o punem în dezbatere publică. Pentru că s-o sări pe stăta. Păi vedeți. Da, când se propune o suprafață, nu-i musai să fie corp comun cu celălalt pug? Adică se poate și izolat așa? Ați vorbit cu doamna? De exemplu, ai ofă, n-ai ofă cu doamna. Noi propunem orice pe care nu pot fi filtrat. Este propus la ofă, am dat felul, da? Acolo nu face corp comun. Sigur că da. Domnul, sărim peste una dintre... Ascultați-mă un pic. Aveți grijă. Sunt suprafețe, în fondul forestier în care nu se poate măsa o actualizare, nu se intră. Lasă-o, pe care o vedem atunci. Așa, o scade eu, domnilor, cred că știu eu. Lumii care poate să facă propunere că el are pe undeva fondul forestier, nu îi se aprobă, nu îi se face. Eu propun așa, haideți să punem așa, proiect de hotărâre, elaborarea documentației și doi, după ce am dat hotărârea asta de Consiliu, ce o vă trimis alea? Facem dezbatere publică și aducem oamenii să vadă ce și cum și facem hotărâri de avizare a documentației. Dar cert e că e timp. Da, este timp, în 2019. Nu e adevărat, domnule, de-o spus acum că asta e cheie întâlnirea. Acum are ceea ce am văzut. Dar vreau de când ne expiră. Doamna secretară, veți elaborarea. Mai vii să sunt viitoare și mai văzut. Eu Ascultați-mă, domnule, elaborare după aia, după ce primești avizul, mi-am cu completat, ce mai are? Domnule, elaborarea documentară, pentru elaborarea documentară. Ascultați-mă. Da, elaborarea documentară, ci cum se află acum? Și implicit propunerile de intrare în intravilare. Păi și să facem propunerile. Trebuie să facem propunerile.
Păi da, să nu punem posibil la Să stabilim dacă mai sunt alte puncte ca să și înceapă scoaterea aia. Și asta înseamnă dezbatere publică. Să dai, să dezbatere public. Da. Dacă amânăm și de atunci o luăm în curs. Nu, eu propun dezbatere publică. Da. Facem o ieșire. Informați cetățenii. Absolut. Și în ședința următoare. Exact. Ce primă? Stau aici, la hotărâri, lăsați, o vine, aia e obligatorie. Că nu o să puteți trece fără aia. Domnul Băbești, nu înțelege. Dacă noi aprobăm acum, la stadiul care se află documentele. Deja nu mai poți să mai faci propuneri. Nu, asta vreau să zic acum. Am spus, acum să faci propuneri. Astăzi facem propuneri de urmă. Astăzi? Da, astăzi ați auzit ceva. Că vrea ea. Păi da, dacă așa... Și rămâne s-o dezbate ce trebuie dreapă. Ea să facă ce mai măsoară, ce trimite. Vă spun eu ce să dăm, vreau să vezi totul pe dos. Ea, noi... Zicem că demarăm procedurile din lucru. În schimb, ea știe că o termină lucru da, și vrea să definitiveze. Da, da. Numai că noi vorbim despre una, ea vorbește despre alta. O spus că astăzi e ultima dată care se mai intervine în alea. Aprobându-o, ea pleacă la măsura. De acum așa e măsura. Absolut. Și încheiați-o definitivă harta și nu mai poți de azi, după ce eu adoptat hotărârea asta, în forma care ea crede că îi, nu mai poți interveni. Pentru altfel nu ți-a dus. Deci nu lăsăm o săptămână, două, ca să afli toată lumea. Dar cine deranjează dacă o amânăm? Dacă o amânăm o lună de zile, avem tot timp. Pentru că avem tot timpul să ne consultăm cu oamenii, să vedem dacă mai sunt probleme, ca să nu mai acolo acum și după aceea ne trezim că ea zice pe data. Ea vrea să-i avizez documentația. Să puteți vrea aprobare ce zicem. Eu dar cum, dar nu sunt bunis. Varianta lui Emin. Amânarea și... Cum s-o trimise? Cum să-i avizez documentația fără dezbatere? Noi le-am plasament. Dar vizionez. Noi le-am plasament. Știu, știu care noi le-am plasament. Să vină oamenii să propună și unele... Domnul președinte, luați atitudine, hai să o amânăm, dacă e ca să nu înțeleagă toată lumea. Stați un pic, nu amânați, că nu-i vorba de amânat aici. Nu mai poți interveni în ea. Domnule, dar asta nu spune de câte suprafieții, e un aviz. Nu zice, după aia e măsoară, mai pui aia, noi să le punem ca locații. Etapele alea din contract despre care vorbeam. S-a făcut o propunere. Hai să vedem ce se întâmplă cu ce cu ea. Și naiba, trebuie modificat, că știți ce înțelege dumneavoastră ei? Ea înțelege felul următor. Ea și-a terminat documentația, a aprobat iar pe noapte, are de măsurat. Dom'le, dar după aceea ce măsoară e definitiv. Asta ne-a spus. Și ne-a spus că astăzi facem propun ce avem, dar noi de unde să știm? Hai să o mai lăsăm, că am trecut peste etapa aia. Omul de unde să știe din comună? Bă, am și eu undeva de construit o șură. O aflat și eu mai convins. Pentru că nu s-a făcut dezbaterea publică, e numai o casă. Să faci o casă în vârful Chinei. În cadrul legal, domnule, în cadrul legal. Ești convins că nu s-a aprobat așa ceva. Da. Planul de urbanism înseamnă să fii concentrat, să ai apă, să ai canal, să ai lumină, să ai... Ia vine și spune un lucru că la dezbatere publică o să fie la avizul de mediu. Nu mă interesează bine la avizul de mediu că Badea Vasărică care are dosul grajdului ceva. Pe mine mă interesează suprafața, intră sau nu intră. Și restul ce-ți fac după aia? Eu știu ce înseamnă și cu dezbatere publică de mediu. Dacă e urgență, facem o extraordinară și o apărăm și cu zi. Domnul Bobei, domnul Dacu a venit cu propunerea de amânare. Nu sunt de acord cu amânare. Și dezbatere publică. Și dezbatere publică. Sunteți de acord cu propunerea lui domnul Budacă? Care este pentru? Care este pentru?
dezbatere publică. Stați, domnule, domnule, domnule președinte, ce votăm? Dezbatere publică. Amânare și dezbatere publică. Propunerea spre amânare și propunerea dezbaterii. Așa, păi, hai să spunem. Așa, așa. Domnul Budac a venit cu propunerea de amânare și dezbatere publică la proiectul care a fost în dezbatere. Asta, domnul președinte. Alte propuneri. Domnul președinte, proiectul a fost în dezbatere în Consiliul Local. Se dă deoparte, nu mai este asta. Nu mai discutăm de el. Pa! Ce supuneți în dezbatere publică? Ce idei sunt pentru a include în PUG-ul ăsta, pentru modificarea PUG-ului? Supuneți în dezbatere publică planșele? Nu planșele, domnul Bobeică. Asta înseamnă documentații la momentul ăsta. Domnule, sunt propuneri scrise. Păi dar oamenii nu se știe, domnul Bobeică, dacă nu... Dacă n-am făcut, dacă n-am trecut peste etapă din contract. Hai să o faci și pe propune. Omul nu știut, poate omul îți vine cu o cerere. Împreună susținem chestia asta cu etapa asta, că e importantă ca toată lumea acolo. Faci pentru oameni PUG-ul ăsta. Doamnă secretar, vă rog să spuneți cum supuneți în dezbatere publică documentele astea, că eu nu mai pricep, m-am tâmpit. Nu, se supune ceea ce se completează, că alea au fost puse odată. Vă puneți în dezbatere publică, se supune proiectul cu documentația în spate. Păi vedeți, s-o de, dacă ai nicio documentație s-o în spate. S-o dat publicității odată, nu? Nu ai documentație, domnul Bădan. Atunci spate. Domnul doctor, ai documentație, cum să nu? Ai, verzi. Au zis că nu e anunțată la ziar, e numai pisai. Atunci dăm proiectul deoparte, cum o zdobă vehicle. Dăm pentru amânare. Păi și cum să-l aprobăm dacă nu s-o supune? Ori amânare, ori amânare. Dar nu e pisai. Supunere publică. Este pus pe site, dar nu a fost anunțat și nici... Doamna secretară, întrucât nu s-a făcut o spașă, hai să-l amânăm. Da. Eu mi-am spus... Păi altfel, cum putem să-l facem corect, domnul Bobeică, dacă nu știi toată lumea... Eu am spus așa. Am spus și nu mă mai repet. Hotărârea asta, proiectul ăsta de hotărâre, îl consideram ca undă verde să elaboreze documentația, proiectantul are... Păi eu elaborat-o. O elaborat-o, în baza proiectului în care i-am dat voie să facă documentația, o iau și o pun în dezbatere publică și închei minuta cu proiectul în față și o supun avizului, deci avizul documentației și aprobarea documentației. Deci am elaborat-o și după aia o aduc și Consiliul Local meu aprobă cu toate modificările. Asta n-ați înțeles, ați auzit spunând pe doamna aia. Astăzi doar să mai... Domnul Bobeică, uitați să vă citesc, dumneavoastră ați citit-o de 100 de ori. Scrie aici, se acordă avizul favorabil de principiu în vederea actualizării și aprobării. Garul trebuie mutat. Păi da, vrei, da. Deci ea a lucrat. Asta nu spune nici parțiere, nu spune nimic, nu mai au fi. Ea a lucrat până acum. Sunt solicitări din partea cetățenilor de intrabilă, intrabilă. Ce mare lucru să înțelegi? Unii cetățeni au solicitat prin vocea lui că vor să mai introduc în intrabilă în unii spații, absolut. Și dacă facem asta, nu se mai pot face alea. Absolut. Și așa că rămân să vin acei oameni să spună, băi, eu am alții cu la fața câtare. Nu trebuia pus în discuție. Exact. Decât exact. Treaba acolo, cealaltă, făcut publicitatea. Am pus tot bine, te hârtie și zice, doamne, de aici ai... Dar cine mână atâta grav? Domnul președinte, nu puteți spune în dezbatere publică fără proiect. Aveți suprafețe care se acomunie ăsta, gândiți-vă la un... Este intrabilan construibil, deci nu jucării, nu putem supune așa ceva, domnule, de asta trebuie fără proiect de hotărâre. Și dacă lăsa primul proiect care să facă elaborarea documentației, al doilea, avizarea documentației, care ea spune că normal că s-o trimis factura de acum, ea trebuie presează ca să-și facă. Dar nu trebuie și eu factură. Ei, cum dracu, dar a venit financiarul cu factura, ce-i dumneavoastră? De cum se plătești dacă nu... Nu, că n-a dat-o la plată, e altceva. Și atunci vine întrebarea, în momentul în care cu proiectul de hotărâre, cu documentația, o pun în dezbatere publică, și să înceapă să discutăm pe problemă, care este, care nu este. Doamne, dar stați o leacă. Dacă îl pui în discuție publică, nu atunci sau o completă cu cealaltă acolo, cealaltă. Deci, în dezbatere, deci pentru primii propuneri, vine avizul de mediu și ea zice, la avizul de mediu să-mi faci dezbatere publică, dar avizul de mediu nu-i numai atât. Dar cum s-a construit acolo, domnule?
Era în extravilan, n-ai ce? Fără autorizări. Fără autorizări. Și acum vreau să intri în la gărăie, așa-i unde. Și dacă are o posibilitate și aprobă, poți să intri în la gărăie. Absolut. Și dacă... Deci Consiliul aprobă, că așa s-a făcut. Și dacă din punct de legal, nu, din punct de vedere legal, nu ai voie să aprobe așa ceva. Păi, în fondul poliției. Iată dacă nu au voie, ce la vizele? Nu au voie la tot, poftim. Domnul aprobă, punem noi. El a făcut o propunere. Este altă propunere. Eu am zis să faceți un pas. Și luna viitoare făceați al doilea pas. Nu vreți. Nu mai poți face. Nu mai poți face. Nu spune vreun coi chiar o încheiere. Dar ea de acum a trimis de șeful justiției. Ea trimis din tot bol. Dar ți-a zis clar că astăzi este ultima dată când mai vrea să facem modificare. Mai vin și o săptămână cu ceva. A zis foarte clar, astăzi în ședința actuală, modificările care sunt să răspundă. Au propunerea de mărirea suprafeților. Așa, așa. Ia niște terminat. Uite că suprafețele vor fi cele după dezbaterea cu publicul să vor stabili. Practic, aprobarea pentru elaborare, noi nu am avut-o. Ia s-o apucat pur și simplu, l-a elaborat și-o terminat, că azi dispune, să acordă avizul favorabil de principiu vedere actualizării aprobării. Ăla vrea să-l actualizeze. Iar mă tras în baza cine păi mai nu trebuie să scrimă. Tu fă-mi documentația așa. Nu, 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 da. Dar nu mă... Dar ce mă mă dai propunere? O încheie după, nu trebuie să-i dau eu avizul. Nu, 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 mâine cu prezentativ. Nu expiră, nu știu, nici nu vrea să-l amânăm urmă. Nici nu se vrea. Vrea să-l faci ca la carte de-a mei. Să facem un pas, acum, tot în viață. Îi dăm repede, așa, și hai să-l aprobăm dacă... Și ce-ai făcut? Da, nu, după aia te... Hai să-l dăm, dăm, să-l dăm. Lasă bune să-l amânăm, dă-l în gura, mă, să chiar moare cineva pentru urmă de zile. Treaba e că e avizul de principiu. Urmea vor în intravila. Mila mărțile este și cea care nu-s prinsă. Păi asta e, și-s urmă de acolo. Haideți să vă citesc din țară, dacă nu ne înțelegem noi aici. Specie diferite. Deci, în etapa, adică cum, e după lege și discutăm fiecare... Deci, elaborarea PUG-ului, elaborarea PUG și RLU, care înseamnă regulamentul local de urbanism. Scrie așa. Elaborare PUC și RLU. Există? Există. Are planșe. Dar regulamentul a plecat după el și nu mai venit. 2. Consultări pe parcursul elaborării documentației. Ne-am consultat. Am și punct de vedere înregistrat. 3. Dezbateri publice. Avem? N-a fost. Păi da, trei. Tocmai de asta. Și eu ce am propus acum? Da. Păi dumneata le-ai propus să avizăm documentația nu, și eu ți-am propus. Nu, eu vreau să mă zic să vă dară și de parte, iar nu-ți bădă privată, așa ceva. Păi dar chiar te porți așa? Păi cum s-o propus să avizăm? Eu am propus amânarea și punerea dezbaterii publică. Domnul viceprimar, nu poți să o pui în dezbatere publică fără proiect. Are documentația în spate. Ce proiect? Documentația asta e așa? E un contract? Am citit elaborarea, elaborarea lor, documentarea elaborării, poți să pui în proiect. Da, să punem la vot. Haideți să formulez eu articolul și... Deci, eu așa, deci în proiectul de hotărâre vreau să formulez așa. Se aprobă elaborarea documentației reactualizării sau actualizării PUC și regulamentul de RLU ăsta, regulamentul local de urbanism. Da. Se elaborează documentația. Da. Bun. Pentru că eu la vot atunci. Păi cum să aprobi elaborarea documentației când contractul e făcut? Da. Pentru că s-o sărit peste aia, noi n-am ajuns. Și dacă s-o sărit. Două la vot și... Prin absurd că s-o sărit. S-o sărit peste aia. Bun. Și ei au făcut documentația. Care-i problema? Deci cu proiectul de hotărâri au documentația elaborată și după aia... Și-o pun în dezbatere publică. Și după aia îi dau avizul. Păi și după aia nu-ți trebuie din nou un proiect de hotărâre? Păi dar trebuie ca următoarea etapă, avize, documente și așa mai departe. Și dau avizul de documentație, aprob documentație. O făcut-o și următoarea dată eu aprob. Că dacă eu aprob acum, cum să eu aprob eu consilier fără dezbatere publică? Asta o solicitat, doamna, să-i aprobăm cine prezentat ea, hărțile și cine... Și cum să eu aprob? Are documentația completă ce am...
Dă-i cu elaborarea, cum o spuneți, Bobei. Două propuneri. Și ce luna viitoare, peste 3 zile, nu puteți să-i dați aviz la documente? De asta trebuie modificat articolul 1, cum a zis domnul Puiu, trebuie modificat articolul 1. Întreabă. V-ați liniștit? Da, și vreți oamenii noștri să o formuleze când o formula ori, mai discutăm cu ea odată, discută cei din primărie cu ea și... Propunem la vot propunerea domnului Bobeică. Care este pentru? Nu știu, nu înțeleg ce este, ce vorba. Știți cum o elaborați, doamnă? Așa, așa, trebuie două, trei. Hai, vreți să vorbim din nou. Hai, domnule, să o amânăm ca să lucreze la ea. Zice cealaltă propunere. Păi lucrează la ea, băi, un om. Supunem la vot propunerea lui domnul Bodeică. Care este pentru? De elaborarea documentației. Elaborarea documentației. Așa trebuie să spunem, dar doamna secretară. Au scris doamna secretară. Până la urmă ne aflăm într-o fază deja... Din continuarea lucrării. Din continuarea lucrării. În contract lucrează la documentație, ci gata. Ca doamna, propunere pentru amânare în partea lui și dezbatere publică. Nu, stai, da. Hai, Inițiatorul își retrage proiectul. Doamne, dacă nu-ți mutați mașina, mută autocarul. Ședință de consiliu local acum, ce fac? Mutați mașina. Deci nu vrem atâta, vrem nimic. Domnul primar, cum o pui în dezbatere publică? Asta chiar este de lucrurile. O să venim cu alte propuneri. Stabilim dată, să venim nimeni cu noi. Nu venim niciodată. Nu răspunde. Hai, doamne, ce am cheie, mă, dar avem două. Să le trag. Așa, să le trag, să lucrăm din nou la el. Da, pe dacă le trage numai pe da, toate proiectele trebuie retrase, n-au mai fost proiecte amânate pentru luna următoare, orice proiect trebuie retras. Da, ca să-l amâni, ca să-l discuți din nou la viitoare. Și dacă las-o așa, nu mai încep. Aduceți-mi un fond legal unde scrie că se amână proiectul. Da, e același lucru, retragere. Cine ce a pus de trage voi? N-are treabă, nu am se trage și dar nu percepeți. Să pun la vot. Nu, 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 și acum ce ai... faceți cu documentația? Vă uitați la ea în primărie? Da, bineînțeles, o perioadă, da. Până vin, până facem propunerea și lucrează în ea. Dar trebuie inclus acele bucăți. Sigur. Când consider... Care eu văd că suntem în continuare. Nu mai sunt solicitări. Cum o puneți în dezbatere publică? Eu asta nu înțeleg. Doamna secretară, cum să puneți în proiectul ăsta care e făcut în dezbatere? Auzi, nu spunem așa, în dezbaterea publică. Nu proiectul, documentația. Venim cu mâni, poi mâni, răspoi mâni și când se încheie dezbaterea, venim cu propunerile astea de... Trebuia de la început băgați. Domnul primar, că sunteți neastră în primărie convinși că s-au inclus toate terenurile care ești și oamenii și-au spus care cum ce-au avut dispus, atunci îl puneți, îl punem în... Alea nu spus. Tocmai că nu spus. În sat, tot ce s-au putut, ați văzut hărțile. Tot. Ia exemplu Tigmău. Păi câmpul ăla de acum poate să facă casă cât e vor. Ia exemplu la lung, că iar eu... Nu, în zone astea care... Ia unii bucăți mai mari. Potențial turistic, un potențial turistic, alea au deja construcții făcute. Aprobarea rezilierii contractului cu Vasiliada. Oamenii și-au retras activitatea, au depus. Da. I plătim la zi sau nu știu. Împotrivă? Se abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe
a spațiului în suprafață de 32,51 metri pătrați pentru desfășurarea activități medicale care de cabinetul medical individual Dr. Ferenc Marius. Durata va fi de 5 ani. Concesiunea spațiului se face în schimbul unei redevențe anuale plătită de concesionar. A doua redevențe în primii 5 ani va fi de 1 euro pe metru pătrat pe an. După 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieții sub care redevența nu poate să fie acceptată. Articolul 2. Se aprobă contractul de concesiune care se va încheia cu cabinetul de medicină individuală, doctorul Ferenc, în forma prevăzută în anexă. Da, dacă sunt obiecțiuni? Sunt probleme. Dacă da. Există un contract cu domnul Ferenc, da. Nu se putea întocmi un el e făcut pe suprafață, nu mai beneficiază de redevența asta de un euro pe pătrat pe an. Își pierde, el trebuie să intre de acum în parare. Dar aici ia spațiu. Ia spațiu. Cum ia spațiu? Așa acoperiș, sunt două contracte distincte. Încheiem două contracte între primării. Păi ăsta ai statutul juridic, da? Dar unul are statut. Și obiectivul. Și obiectivul. Acum ai treia... A zis, eu... Da, domnul a întrebat. Ca să... Concesiunea lui domnul Ferenț expiră în 2019. Atunci... Atunci expiră inclusiv asta care dacă astăzi trece. Da, asta s-a retras, omul nu mai plătește, spațiul i-a predat cheia la noi. Da, aia cu Vasnea, dar omul vrea să preia acel spațiu. Îl va prelua pentru 2 ani de zile până expiră în 3 ani. Nu, în lege 5. Nu. Contractul lui expiră în 2019, contractul lui concesiune. Dar la vechi. Dar ce treabă are? Ce pentru că asta va fi inclus în același contract de concesiune. Nu, că asta 5 ani spații diferit are avantajul redevența care legea domnul spune 5 ani de zile să plătești un metru euro metru pătrat. Domnule, mai departe, după 5 ani de zile, noi putem să-i facem orice preț. El e inclus în contractul cu CMI-ul, da? Da. Intră acest obiectiv în contractul lui care are concesiune cu CMI cu astăzi. Acel contract expiră în 2019. Cum îl dai pe ăsta? Îi va expira la 2019 și încă o încăpere expiră în 2023. Păi dar dacă cum îi face? Și rămâne pentru 5 ani. Două cabinete medicale? Nu are un spațiu separat. Dar spațiu separat, dar eu înțeleg. Are contract cu cabinetul de medicină individual al dumnealui. Păi și cum ține poate un contract cu cabinetul de medicină? Nu formulat el. Mi se pare absurd să-i fac două contracte. El a chemat de noi aici. Băi, oameni buni. Deci noi facem concesiunii pe 884 din 2004. Avem două suprafețe și un cabinet medical. După cum e hotărârea, avem două hotărâri. Deci două cabinete cu fiecare. Care-i treaba? Nu poate să preia ăla, contractul lui. Preia și suprafața asta. Dar ce e alt cabinet? Preia după ăștia 5 ani. 5 ani. Ei, păi știu că aveți grijă la asta, că e un leu metru, un euro metru pe 5 ani. Asta e legea. Așa o solicitare. Domnul primar, nu asta este, domnule, dar primăria ta are nevoie. Eu până acum am închiriat spațiul ăla, am luat bani pe el, nu? Cabinetul medical individual, i-am concesionat în baza legii un cabinet suprafață. Mai vrea suprafață? O preia și pe asta. Pe același cabinet, pe același contract, cu act adițional. Dar nu fac două, deci concesionez pe 15 ani 10 metri pătrat și 32 pe 15 ani, dar după 10 ani. Și ce facem? Uite așa o lungim și 5 ani beneficiază? Care e problema? Fondul problemei este. De ce? Nu poate să preia 32 de metri pătrat prin act adițional la contractul care l-a avut inițial? Nu, este un avantaj care legea îl dă lui pentru nu îi dă niciun avantaj. Deci legea spune clar, pentru cabinetul medical individual. Chestia este că în momentul în care doctorul Ferenc lucra în acela spațiu cu mine și s-a mutat după aceea la doctorul, în spațiul doctorului Florea, eu când am preluat spațiul doctorului Ferenc, l-am preluat prin act adițional și mi s-a modificat suprafața de la 50 și ceva sau 60 ceva de metri pătrați la 102 metri pătrați.
S-a preluat pe aceeași perioadă, nu s-a modificat perioada. Deci am avut în 2004 și în 2007 s-a făcut act adițional în care am preluat și cabinetul în care era și sala de consultații unde era doctorul Ferenț. Ați rezolvăm, nu. Așa am luat. Deci așa am luat. De ce să mai discutăm pe el? Atunci am făcut pentru că doctorul Ferenț a plecat din spațiul în care am al doilea cabinet și jumătate din sala de așteptare și actualul grup sanitar care este și au rămas toate ca fiind în spațiul meu. Și el a preluat spațiul doctorului Flore. De fapt, spațiul doctoriței Buzatu. Că ea s-a mutat în partea cealaltă și a luat cabinetul... Răzvan, acum suntem în situația în care erați voi atunci, nu? Atunci s-a făcut act adițional de mărirea spațiului. Bun, e chestia de cu totul și tot, nu știu, dacă există cumva faptul că el a fost... Trebuie alt spațiu care are alt regim și trebuie alt... Nu are niciun alt regim, doar niciun alt regim. Doar dacă vă încurcă faptul că a fost în chiriere pe ăla, aia este obiect medical. Că e farmacie, că e cabinet medical, e același... Deci el ia spațiu și face din el ce vrea, cum vrea. Își pune dulap unde vrea, nu trebuie să-i pune dulap. Deci cabinetul concesionează suprafață. I-am aprobat odată o suprafață, mai poate prelua și pe asta, o aprobăm și pe asta să o preia. Dar nu alt cabinet. Se poate, doamnă, să preia. Dar cum să? Păi dacă așa, eu așa am preluat în 2007 din act adițional. Un precedent creat. S-a creat acel precedent? Eu am preluat spațiul în 2007. Nu amânăm. Păi haideți să vă citesc, că este și forma de contract atașată. Ce nu scrie în contractul atașat? Conform articolului 7, spațiile de folosință comună, holuri, săli de așteptare, grupuri sanitare, săli de tratament, camere de sterilizare, etc., sunt puse la dispoziția concesionarilor sub formă de cotă indivisă pentru realizarea obiectului de activitate specific fiecărei specialități medicale. 2. În contractul de concesiune se vor prevenea spațiile de folosință comună, virgulă, modalitatea de exploatare și modul de suportare a cheltuielilor reprezentând întreținerea acestui. Nu este trecut în contractul. Și nu merge act adițional? La... De ce să nu merge? Nu merge și act adițional, d'acord. Adică dacă Consiliul ți-a aprobat preluarea... Doctor Bârzaru a spus asta, că s-o crea precedentul respectiv. El așa a făcut data trecută. Adică noi, noi aprobăm preluarea spațiului în concesiuni de cabinetul medical individual, dar nu, nu altă hotărâre de consiliu prin care... Și practic și la doctorul Ferenț Chilare, tot din 2004, a fost o modificare de spațiu. La doctorul Ferenț în 2007, când s-a mutat în partea asta după ce a plecat doctorul Florea, a fost practic aceeași treabă, s-a făcut una... o modificare, dar s-a păstrat contractul de concesiune pe 15 ani, s-a modificat trecerea dintr-un spațiu în altul. Da. Deci, nu, corect, ca pe contractul vechi să se renegocieze și să stabilească o redevență la prețul pieții, iar pe contractul nou să meargă 5 ani cu un euro pentru pe contractul vechi deja se discutase. Doamna secretar, cât e pe contractul vechi, după 5 ani de zile, pe contractul vechi se discutase și rămăseți aceeași redevență pe perioada concesiunii. Și acum, ca să veniți și să spuneți că vreți să faceți o modificare, nu știu dacă e corect pentru el. La mine e altă treabă, eu plătesc acum aproape 16 milioane, că eu am trecut pe SC și plătesc alt impozit pe spațiu. Față de 400 și de lei, acum plătesc 16 și. 2004, noiembrie 2004. Și o terminat. N-a terminat. În contract... O termina cu 5 ani. Nu, dar asta a contract nou. În contractul de concesiune spune că concesiunea va fi prelungită cu mine în jumătate. Nu, treaba este de altă natură. Ai contractul acolo. Treaba este de altă natură. Va prelua spațiul ăsta, dar nu mai pleacă înapoi de la 5 ani. Din ziua în care îl preia, eu trecut și el altul, este la prețul pieții și ce a avut și ce preia. Dar nu-i corect pentru el. A, nu-i corect. Bai corect. Nu poți să-i pui dacă scrii 5 ani de zile, îi lași la prețul. Un euro. Domnule, cabinetul când o închiriat, când o luat, când o concesionat spațiul, l-a luat, a avut 5 ani? Da, și noi vrea preluare și o termina treaba cabinetul. După aia s-a discutat. După 5 ani am mai avut discuția asta. După 5 ani de la terminat, după concesiune, s-a discutat dacă se mărește taxa din concesiune. Și a rămas la 5 ani. Și să vă fost cabinet la prețul.
contracte, pentru că se pune problema așa, că pe unul se poate rediscuta asupra redevenției, pe celălalt este privilegiat din punct de vedere al legii, pe o suprafață pe care el poate și o reamenajeze. Deci sunt două obiecte distincte. Sunt două obiecte distincte de asta. Și dacă doctorița abuzatul pleacă la anul... Nu mai e nevoie de contract. Vrea domnul Căferes să preia și mai de acolo. Ce face? Trei contracte. Păi da, dacă ne expiră la 5 ani, putem să renegociem și să-i facem un singur contract. Deci să unim contractele. Dar el... Păi ideea este dacă poți să luați două contracte, sunt diferente. Noi oameni. Doamna secretară. Cabinetul ăsta individual. Ăsta la domnul. Și mai ia și ăștia 32 de metri pătrați, o să aibă 70 de metri pătrați de toți. Deci el vorbește cabinetul din ziua de astăzi cu 70 de metri pătrați. Lăsați aia 5 euro, 5 ani cu 1 euro pe metru. S-a terminat filmul, el nu are treabă cu așa ceva. El, cabinetul are 70 de metri sau cât vreți dumneavoastră. Din momentul ăsta la prețul pieții vorbim. El și-a terminat etapa de 5 ani cu un euro. Nu începeți. Dar ăla e alt contract. Obiect nou. Eu, la data de astăzi dau 32 de metri pătrați. Eu să fiu... Păi îi dați ca preluare la contract. Păi, da, dar dacă o luăm așa, el poate să conteste a hotărârea Consiliului Local, pentru că eu, obiectul ăsta de 32 de metri pătrați, îl predau la data de astăzi. Nu, ce am zis că exact. Păi dacă este vorba de așa, facem altceva, doamnă. Fac eu proiect de hotărâri și-l scot în licitație publică 32 de metri pătrați. Și o să discutăm altfel, că sunt alții care vor cabinet medical veterinar, ce ăia de așa. Am întrebat asta dacă vă poți alții... Înțelegeți? Înțeleg, dar are o obligativitate medicală, deci se face cu concesionari direct, nu prin licitație. Că așa zice legea, nu că zic eu. Și dacă apar doi... Și adică dacă a fost închiriat pentru farmacie... Dar nu e activitate medicală? Dacă apăreau trei goli, vedeți că scrie undeva în aia, fără farmacii. Cu cerere pentru că... De asta au fost închiriate. Nu scrie. Sigur. Da, în momentul în care apăreau trei doctori cu pe suprafața de 32 de metri, trebuie să faci... Dar cu cine deranjează dacă îl dăm 5 ani lui să facă concesionare? Care-i deranjul? Aveți două proiecte de hotărâri cu două cabinete cu același nume și o suprafață de teren altele și suprafețele de teren altele. Pe domeni, numai un cabinet concesionează în primărie, în spital, în dispensarul ăsta. Și suprafețele se comasează. Ce Dumnezeu? Nu poate prelua. De aici, nu poate prelua spațiu până la terminarea celor 15 ani de concesiune cu aceeași redevență și discutat după aceea da, în eventul care este primărirea. Și dacă puteți să rezolvați, de ce nu vreți să rezolvați? Pentru că țineți ca să mai stea el într-un euro. Dar ce de euro vorbim? Dar legea aia. Dacă așa spune legea, ce dracu mai? Cât poți câștiga, bă? Și cât ce câștigă cu? Cât poți câștiga pe an, mai? Pui 5 euro pe an, ai 32 de metri ori 4, ai 120 de euro în plus, bă. Și... ai 5 milioane la buget, bă, te îmbogățești cu 5 milioane. Dar eu plătesc și eu pentru el, mă panești. Dacă tot ne agățăm, cât mai plătești ăsta 1 euro pe an? Dar și doamne, iată, îmi faci... Băi, este un serviciu pentru voi, voi nu sunteți... Nu gândiți că este un serviciu pentru comunitate, fratele meu. Nu te interesează absolut deloc că să faci un serviciu medical. Asta este un serviciu medical. Pentru dumneata nu contează chestia asta. Ai efectiv o cără pentru mine. La dumneitare când ți-o somăriți spațiu și ți-o dat spațiu fără proiect de hotărâri, a fost bun. Și eu când spun, domnule, dați-l ăsta, preiați-l, puneți-i acolotate sub care. S-a dat fără proiect de hotărâre, frate. Nu s-a dat proiect de hotărâre de actul adițional. Nu vorbi prostit. Da. Cu proiect de hotărâre s-a dat, că nu putea să punea spaiți. Hai să punem la vârla. Ne prindem dimineața. Care este pentru? La numărul. Ia. Da, mai simplu să întreb cine e, și afli dacă cine o să abține sau nu. Hai, împotrivă? Două secunde, pentru cât? 10 ați zis? Așa vedem împotrivă. Da. Unul împotrivă și abține. Una. Da, e împotrivă. Unul și-o abține, le? Da, da, unul și-o abține. Deci împotrivă domnul Boveică, da? Da. Și abține domnul Boveică. Înseamnă că sunt 11 pentru abținere și Madalina n-ai votat. Am votat, domnule. Cum? Pentru. Bun, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 2, o abținere, 1 împotrivă și 12 pe urmă. Hai 2, 3. Da. Și când o să se încheie concesiunea la primul contract, o să intrați cu al doilea?
Concesiunea se prelungește cu minim jumătate din perioada inițială de concesiune. Atunci a discutat cu amândouă. Ei și Nicomas sunt pe amândouă. Când? După 15 ani? Nu, este în 2019. În 2019 le putem regla. După 5 ani. Nu, dar ce zice că se poate... Se poate pune mâna după 5 ani. După 5 ani mai ești prieten. Proiect de hotărâre privind de aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic. Da, să punem la vot. Care este pentru? Da, sunt probleme? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venită și cheltuie. Ce se ia din ce se Nu se ia nimic, e TVA-ul, nu? Vă explică, domnule. Da, da, da. Învățământ și sănătate. Întrebări? Sume din TVA. Să punem la vot. Care este pentru? Abțineri împotrivă? Acum să mai e un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție DALI, a indicatorilor tehnico-economici și asigurarea finanțării de la bugetul local la obiectivul modernizare de dispensarea său, în comuna său, sata său, județul Bacău. Propune se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție DALI-ul și indicatorii tehnico-economici la obiectivul modernizare dispensarea său, comuna său, sata său, județul Bacău. Valoarea investiției este de 1.056.129,4, la care se adaugă 198.703,8 lei TVA-ul. Construcții montaj, valoarea construcții montaj este de 800.838,3 lei, la care se adaugă 152.349,3 lei TVA-ul. Valoarea investiției modernizare dispensare a său, din comuna a său, va fi suportată astfel. De la bugetul de stat, cheltuielile eligibile prin Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 2 2017-2020 1.035.821,4 lei TVA inclus. De la bugetul local, cheltuieli neeligibile, cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat, 219.011,8 lei în TVA inclus. Aici e vorba de avize și de alte. Da. Noi am mai analizat, am mai discutat odată acest indicator tehnico-economici. În urma verificării la Ministerul Dezvoltării, la programul PNDL, Dezvoltare Locală, ne-a venit o adresă prin care spune că la calculul indicatorilor tehnico-economici să se pună cheltuielile de indicatori de exact aceleași valori la metru pătrat de construcții și la stări ca la școli. Deci nu dă voie să... Noi cred că cine a făcut devizul general la început, în baza la care ne-a acceptat și suntem pe listă cu aceasta, a depășit... lucrarea este gata, asta pleacă la București, că de repede. Deja noi am primit o adresă care trebuie să merg la București să semnez că de repede contractul de finanțare pentru podul de la Pârâul Socilor și Gabioane în zona aia. Trebuie să mă duc cu buletinul, copii după buletin, ștampilă și ce mai e. Și deci când vin cu ele putem declanșa să începem activitatea de achiziții publice, de ce ne-l face. Ne grăbim pe interesul și pe problema că sunt multe programe în țară și poate nu o să fie multe societăți care să facă lucrări sau sunt bani. Da. Se vezi câte proiecte le mânii. Deci dacă sunteți de acord cu indicatorii ăștia. Deci ieșim mai ieftin, adică e mai puțin cu 202 lei, parcă la mersul patras din față de cât era. Deci, nu obiecțiune. Da. Vreau să capăt o informație. Deci, în ce constă modernizarea dispensarului ăsta? Am văzut devizele cu toate alea. În ce constă, practic?
să schimbă acoperișul, să schimbă tâmpăria, să schimbă, nu știu, pereți, ce să schimbă? Absolut tot în interior, tâmplărie, după normele energetice noi, după absolut tot. Cu centrală, cu camera centrală, e făcută separat cu centrală pe peleți, cu mobilier. Nu, aparatul medical nu. Mobilier, instalații electrică, instalații termică, tot modificat. Este o documentație. Da. Este. Întrebare. Izolare termică, deci alei făcute... În fața cabinetelor astea, ce se pune? Iarbă verde, paveli, betoane, ce se pune? Păi luăm proiectul și ne uităm în el. Și, sigur, să pun paveli, o să fie spațiu verde. Chiar de asta am vrut să întreb unul care de specialitate, să-mi spună și mie, domnule, ce se face. Păi, dar nu e aici inginerul. Dar aducem, dacă e nevoie, imediat aducem proiectul. Adică studiul. Parcări pentru mașini. Pentru că eu vreau să nu mai fie gardul ăla în fața dispensarului. Păi să fie o parcare frumoasă, cu dalii, cu tot ce trebuie. Nu o să mai fie gardul. O să facem o parcare în interior, să tragă gardul circa 2 metri ca să poată face parcare. 4 metri. Ca să poată să facă parcare practic din stradă și venit. Așa ca să nu mai intre mașini în curtea dispensarului și nu mai fie acuția frumii. Dumneavoastră știți despre asta, în ce constă modernizarea? Vă că domnul doctor știe, dumneavoastră știți? Eu am primit, mi s-a trimis o propunere, mi-a fost trimis un mail, cum arată, ați văzut? Domnul Bobeic! Dar dacă e un proiect, eu nu știu ce înseamnă un proiect, să-i aprob sau să cer altceva într-un proiect, dar ce Dumnezei proiectanții ăștia? Doamne, stați să vă spun ceva. Domnul Bobeic, domnul Bobeic a văzut pozele care au fost trimise ca și care se face o dată cu execuția. Proiectarea se face odată cu execuția, pentru a scurta termenele și a nu ne lungi să facem o achiziție la proiectare. El a trimis deviziile, eu am aprobat indicatori economici. Da. Mie să-mi spună, 7 uși de termopan, de 3 lei ușa de termopan, că eu și-o trecut un deviz. Când ajunge acolo, dă cu bilet, dă cu ușa, dă cu aia 12 euro pe metru pătrat. Înțelegeți? Eu la asta mă refer. Și vreau să știu și eu în ce constă. Atâta vreme cât încă nu sunt... Adică am cerut o informație să știm și noi, consilierii, în afară de câțiva care știu ce. Ce cu asta? Nu te dacă s-au aprobat primii indicatori, nu s-au prezentat, nu am aprobat indicatorii, cât frumos, atâți aparare cost, atâta dăm din bugetul local, dar ce-i și cu sănătate? Văd că lumea este foarte mulțumită, toți au făcut, dar știți ce ați aprobat banii ăștia pentru ce? Cu ce a fost prezentat? Aprobăm și noi. Noi dăm banii, dăm pentru avize. Pe cum să nu scrii? Pe și unii proiecte. Să faci odată pe execuție. Să fac proiecte odată. Lasă-o până la bani? Da, dar Daliu, când Daliu doar prevede tot. Și pune la voce. Să punem la vot. Care este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumim. Nu mai ai venit și m-a întrebat. Trecem la diverse. Care ia cuvântul? La diverse și eu vreau să întreb dacă avem motiv. Dacă mai am acces la ce am cerut acum 3 luni, la secretar. O ordine al fabricii, stai, la domnul Vici, o aveți cu cei 3 sau? Este unii Daliu, nu am dispensat. Ce, după aceea, la 300? Da. Ce? Am scurat să știu. Păi da, dar spre sunt de vechi, trebuie să am un venit sau un venit cu mare. Da, și un băiat. Păi da, zi-l lui Ariton, că e acolo, să aducă documentația încoace, din zonă. Spune unde. Da. Lăsați-l din urmă. Da, să vă rog să vedem de ce. Populația comunei a său se confruntă cu niște probleme, în special cu lemnul de foc. Care au fost pe la ocol, care spune că la primărie, cum putem ajuta cetățenii comunei acestea cu lemnul de foc. Primul lucru depune aici documentația, adică o cerere, copii după buletin, adeverință de la registru că nu are păduri în proprietate, acela domnul Grigoriță îl ia și îl duce la ocol. Înainte de a-l duce la ocol, trage la Xerox cererea cu numărul nostru de ordine și se prezintă la cel care răspunde de gestionarea materialului lemnos, maestrul de exploatare, sau cum îi zice, și
dă lemnul la drum auto. De acolo. Deci, în principiu, acolo Silvic vinde lemn de foc. La drum auto. La drum auto. Totuși, n-am înțeles o chestie. De ce nu se face... Cum aici vor să un centru? Ocoanele silvice, nu ocoanele silvice. Ocoanele silvice, fac un centru pentru lemne de foc. Avem aici. De zărea o dată. Se poate face și în felul următor. Ocoanele silvice, se poate face este partid. Este depozit, dar depozit din preț mai mare. Stați, domnul Bulani, se poate face și pentru noi cetățeni, că noi suntem a statului, pădurea a statului și noi toți suntem români. Ocolo Silvic poate face partid, smarci, lemn de foc, lemn de lucru pentru cetățeni. Da. Și la e cum se duce firma locutare și așa, și pentru noi se poate la un preț mai accesibil. Prețul nu stabilește. Ai cum tu te să pui firmă, nu de stat, să se exploateze pentru tine. Și dacă ai păduri proprietari, personalul zice, ai de exploatat. Păi tocmai asta e ideea, prețul ăsta care îl vinde, e mai ieftin. Nu mă, dar vinde. Cât îl vinde, da. Vinde și la drum auto, băi nebun. Păi da, prețul ăsta deja e mai ieftin. E vinde mult mai mult. La centru de foc. Deci populații, e în jur de 1800. Nu, dar dacă iese partid, nu, domne, spate la drum auto. Era 1.950.000 metri cub, nu știu în ce zonă, iar la centru de fructe, unde are ciobănușul, e mult mai scump. Era 2.450.000, 2.500.000 o lună de zile. Au spus treaba asta și chiar și ieri am avut discuții cu oameni. Deci să vină aici cu cererile și vai spune noi un cap. Da, absolut. A doua problemă la Pola Bartea, apropo lucrarea aia, s-o promis că spartea... Domnul președinte de ședință, o secundă, plătează de lemnul de foc. Am mai discutat odată în anii din urmă că noi nu putem înființa pe teritoriul comunei a său un depozit pentru lemne de foc? Da. Asta am spus și eu. Un depozit undeva. Da. Sau nu avem voie. Și s-ar putea face că noi avem foarte mult lemn de foc pe pentru că avem două ocoane fruntea României. Deci ei pot să-și facă tot, dar noi nu putem să-i înființăm, să-i obligăm să punem, să vând, să aducă lemnul la depozit. Dar avem noi lemn, dar avem noi lemn. Tocmai discutăm de 400 de metri cub de lemn care nu vrea să-l cumpere nici... A, plătim o firmă care așa să le exploateze, să-l aduc în centrul respectiv. Asta e. Eu știu eu cu cât îl exploatează. Că îl scoate cu un leu. Nu, e mor cu cât l-a luat. Vrei cumperi, nu vrei, nu cumperi. Când depozit lemnul este... 1.000.000 de lei metru cub sau ce vreți, cum, ce preț, e în depozit. Omul știe, dom'le, mă duc la depozit, am dat atâta pe metru cub, ne-am luat lemn acasă. Nu umblu după pădurar, după șef de ocol, după firmă de exploatare, că te trimite la Nerișor și face păduri. Sau în capul ciobănușului. La bumărie are ocol cu mânești. Domnul primar, dar noi având, și asta o să se întâmple an de an, având pădurea noastră și trebuie deschisă, dom'le, e o firmă care face exploatare, prestă servicii. Indiferent ce. Și plătești că e exploatat de primărie, că e exploatat de ocoane, trebuie să înființăm un depozit de lemn, tot lemnul să fie la depozit. Ăla care e pensionar și amărât, ce face, se duce la Merișor, caută, are nevoie de 2 metri cu lemn. Da. Da, cum? Da, nu, deci primăria are voie să facă comerț nu poți face exploatare, să faci comerț cu lemn. Deci ce mă lisca ei? Cu care lege? S-a zis Floriana, asta o să putem să vină cu cât dorim noi. Cu evrei n-are nicio treabă, e proprietate privată a primăriei, lemnul și cu... Asta e bun, dar la duci să-i pui adaugă să vinzi mai departe. Noi nu putem face comerț cu lemn. Îi vizi la o societate sau te duci și îi vizi de acolo, din picioare. Dar nu putem vinde direct populație. Nu putem vinde direct populație. Păi da cum? Păi cine cu pădurarul nostru de izlas. Noi pădurea noastră. Îi dau 2 metri cum? Noi de voi să explodeze că firmă de exploatare atestată. Și ce ne dorim? Dar punem o firmă de exploatare. Nu, că el spune să duc cu omul. Direct populație. Și duc în pădure. Și cu cât vinzi de pădurarul, plăzește fiecare. Îi pui ce vinzi de transportul. Și ce mai rămâne? Cât se ridică lemnul? Dom'le, cine firma de exploatare care ne exploatează proprietatea privată a mea. Eu fac contract cu el. După ce au câștigat licitația, la modul normal, are toate documentele, poate să-i exploateze. Nu pot să-i mai pun 2 lei lui, poate să mi-l aduc în depozit? Ce fac? Adică mă trimite la drum auto, vii și dau eu de acolo? Nu, dar și în depozit, la bumărie și la centrul de plus. Nu, domnule, să facem noi un depozit într-un câmp. Cine, domnule, comuna se comună. Dar de ce n-avem voie să facem de depozit? De la ocol să fac comerț cu lemnul nostru. Nu, el să-l aducă și să-l vândă în depozitul meu.
Nu, majoritatea e bine, aici ai subțirii, ai... Un depozit, dar poate face un întreprinzător. Nu, e depozitul ăsta. Care vrea să un depozit și... Eu știu depozitul de transport. El trebuie să intre depozitul lui, n-ai și intra în depozit. Așa fi la întreprinzător, după aia... Da, înseamnă că el trebuie să-l vândă primării, cum vrea să-l vândă primării. Dar lemnul meu care de derulat o firmă, lemnul tău care scoți din fiză, o să-l aduc în depozit. Nu, el îl vinde din depozitul meu. Care el? Tu, comerciant, tu l-ai tăiat, îl aduci în depozitul ăsta, eu ți-am făcut o suprafață și tu îl vinzi la cetățean. Pe bază de cerere, pe bază de cetățean. Eu ce-l mai vând eu? Eu fac exploatare, eu își vând cetățean. O să eu știu situația. Dacă vrei să vin la cetățeni. Ideea e, domnul Bobie, că să fie un depozit în... Al comunează. Pentru lemn de foc, domnule. Mă, dar exact cum ai venit ca în târg. Vini, aduci lemnul, acolo, ai un loc și-l vin. Pentru că eu asta nu înțeleg, adică cu căruța și cu taramota vândut cu metru cubic bun, dar într-un depozit, civilizația și baba la dar ăsta, sau ăla care nu poate, nu-i bun. Vreți să spuneți o altă treabă, să vorbești cu o firmă, să plătești o firmă, să ți-l exploatezi, să ți-l tai și după aia să dai populației cu același bani cu care ai plătit ca să faci un bine omului. Asta pune problema dacă ești. De unde să mai mărești tu? Vrei să faci un bine pentru populație? Asta faci. Primăria suportă din bugetul propriu exploatarea la firmă și să ne rămânem. În 2005, când m-am venit la Bârlat, dar eu cum în mașina cu lemn. Și eu cum îmi exploatez lemnul meu dacă nu să fac obligatoriu cu o firmă? Era o mașină bată la corabilează, bani de vânzare. Adică era o putut să fie la corabilă și mai cu dacă vrei să faci un bine populației, la același preț să iasă și acolo în cheltuială de salarii și de menteranță. Domnul președinte, hai mai intervin o dată. Păi aici vorbim cu unde să da la primit. Am ierișor, am venit. Dar poate să te incriminare ce stipi mai propuneți, Marian, propuneți unei. Marian, vorbim cu toți și nu înțelegem. Propuneți unei firme să facă voluntariat, să scoată banii pe exploatare din vânzarea populației la suma la banii pe care ei au cheltuit pentru exploatare. Toată lumea duce lemnul. E un voluntariat. Vrem să facem un bine, să-și facă societate. Domnul președinte, hai că... Stai, mă, mai vin. Mai sunt oamenii scrii. Treceți mai departe. Era la al doilea subiect. Da, băi, la subiect. Putea comanda la pola voastră acolo. Nu s-o mai continua să spate. Nu, mă, de frică la noastră spate. Da? Următorii pași, domnul primar. Dacă facem o adresă mai încolo la... E foarte bine. Da. Ce spuneți că v-ați adresat și nou și nu am luat măsuri pe motiv? Acolo numai prin lărgirea albii, nu s-a făcut. Așa, bine. Dar faceți, de ce să nu faceți? Bine, am cerut, și nu am spus să faceți. Fă că fă una către primărie, primăria îți motivează, de ce nu poate? Nu, domnule, faci direct la ministerul. Faci una și nu la primărie. O singură problemă mai este la... La Iacob, domnul Ciuțu și domnul primar, ați promis că puneți un tub acolo la... Ulița, la... La cine? La cine? La Iacob. O să reușiște de la... Are, acolo, la... La Ciobănașul. La Ciobănașul. Dar da, eu i-am spus lui Nenea Dorel. Nenea Dorel, unde ești? Lucrezi la Purcică. Nenea Dorel, vezi că el are o mașină cu macara. Și hai să vedem și cu buldo și cu... Băi, vă sun eu și nu mă mai sună nici azi. De ce este tu un jură? Tu mi-ai peste drum, omule. L-am văzut și eu. Când vin acum de anul nou, o să luăm un tub din ăla de la băieții care dau foc și mă bufesc. Am înțeles. Dar tu e acolo, băi, numai. Urmăritor. Domnul... Dar duce de roată. Dar duce de roată, nu e, dar e greu. Domnul primar. De roată. Domnul primar, vrem o informare, dacă tot am ajuns la exploatarea lemnului, la neexploatarea lui, o informare a domnului șeful care se ocupă de izlaz, în ce stare izlazul, ce masă lemnoasă mai avem, ce nu mai avem, cum stau pășunile. Doi, în ce stadiu suntem cu păduri, cu retrocedare, cu diligențe. Stadiu B. Domnul, zic cum e cu izlazul. Așa și al treilea punct, cum faci o informare legată de asfaltări, de ceea ce se întâmplă. Deci cu izlazul, întrucât... S-au marcat 400 de mii de și un pic, și au trecut două proceduri de licitație, acum aia a treia e micșorarea prețului, urmează, într-o nouă ședință de Consiliu, să propunem noi un preț
și să-l aprobăm. Am întrebat de pășuni. Inspecția care vine aia de la Iași, când mai facă o inspecție. Dar noi la noi, nu avem noi treabă. Nu se mai marcă pe la Iași, pe doctorul. După ce avea apia, e izlați. Suceava. Sau Suceava. Am dat pe lângă asta altă treabă. Interesedeu. Interesedeu, mai fac, mai făceam mai inspecții. Am primit de la domnul Florian și de la Silvic. Trebuie să facem contract imediat de administrare cu 200 de hectare alea cu consistență PSI 04, că e obligatoriu, e lege, dacă nu ne amendează, o prindem la ocol. Și toți cetățenii care au păduri o să o preiau ocolul gratuit, în pază. Dar cei care au astăzi, dar cei care au retrocedări. Da. Am reușit să am găsit o formă, că doar împreună am, așa, am găsit o formă în care să propunem aceleași amplasamente de la Petros în sus, pe UP5 și UP6. Așa au făcut și Brusturoasa, la care șeful de ocol a scris acolo că aceste amplasamente au fost stabilite pe alese. Păi dar n-am trimis-o. Păi da, o trimite. Păi da, când am vorbit? Am vorbit ieri, al alt ieri. Când vine, când am avut ședință. Ieri am avut ședință. Dar ni s-a spus ieri. Ieri a fost marți. Ieri. Când a fost marți. Ieri a fost ieri. Păi vine weekendul și voi vă treziți că e vinerea asta. Și cu obștea a spus că trimite ceară. Cu obștea, da, trebuie separat. Aceea e altă treabă. Trebuie să-i scoatem și trebuie făcut, trimis documentele la Ciobănuș. Sunt două coale diferite acum, nu mai merge pe același dosar. Acolo vreo 14, eu știam. Da, avem hart, avem... La podul de la capul satului, s-o spart iar. Ce se întâmplă? Am rezolvat-o astăzi. Da? Da. Și? Am decupat dala, adică am decupat. Am măsurat. Am măsurat și am turnat o dală aici în curtii. Și a spus așa. Urmează nu, să decupăm. Urmează să o scoatem. Acolo pe jeția de la investiții se trase o șapă de beton. Noi, dincolo, să fărâm grinzele pe desubt, dacă te uiți. Îl îngreuiez. Și au prins rugina în fierul păi din și cine vă spate, vă spate pușcă. Îi facem o dală, e și turnată. S-o aceea e, dar o să mai spargă în continuare celălalt. Trebuie o șapă de beton pe el. Da, cred că e cea mai viabilă. Trebuie trecut la renovare. Da, da, trebuie adus o expertiză. Te joace, îi pui beton și chicu-o așa. Că de desubt să te uiți o leață. La celălalt, la capul satului care se... Acela e aici, iar au Silvic. La Silvic, te-ai făcut adresă și la cealaltă. Băi, dumneavoastră dați banii la Ipre, pe lemne, pe transport, pe peaște. Primăria, dacă nu libărgează la Ipre. Ce primăria? De ce la alcool nu fă să iți niciunul? La primărie... Dar nu poate, acolo se duc în genunchi. La primărie, îmi spune acolo, îi dacă pe luna viitoare discutăm taxele pe drum, iar, nu? Da, da, în ce situație s-a în ce situație s-a află? Da. Pus asfalt, referitor la lucrarea cu drumul, ați văzut, s-a încheiat prima parte, asfaltului, urmează să fac acostamentele. La acostament, ce o să fie? Să fie șanț, o să fie... Nu, o să fie... O să sunt și zone cu rigole și cu biscuiți de aia, dar nu peste tot. Cel puțin pentru mine e o neclaritate acolo la Ciobănuș. Da. Am văzut la intrare aici pe sub bolt, da. O rămas ca în zona CFR. O, da. În partea aialaltă iar nu știu ce mai e acolo. E zona CFR. Și în partea aialaltă pe la port. Și pe tot ce și CFR-ul ce? Păi vă spune un lucru, dacă nu depuneam documentația și așteptam de la CFR avizul, dura un an și pierdeam programul. Acum urmează să ne ocupăm noi, să facem bucățele, ce chiar poate cu banii noștri, că doar Coloșa e vreo 20 de metri, din coace, aici, vreo, dar trebuie să facem o documentație și avizul la CFR. Dar ei ce impută? Că de ce nu se poate? Ea e de area lor, e intabulat la ei, e a lor, nu-i terenul nostru. Îți dă voie până la urmă, da? Da, cu aprobarea. Dar pierdeam program. Eu știu. Știi, când apare asta, știi cum. Pa, declanșează, dă-i, dă-i. Ba, declară închisă ședința de astăzi. Nu, 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 mai avem un... Ce mai are? Păi trebuia să vedem cu... Dar dumneavoastră cum ați scris, bă? Cu ce? Cu ziua de 1 decembrie mai avem... Hai să... Asta e... Cu 1 decembrie. Când stai în ședința următoare? Discutăm, mă, nu. Pe 27 sau 28 în decembrie, nu? 25, mai bine. Să nu mai fiu. Mă invităm mâine la ora 11:30 la biserica din centrul său.
la un TDU și după aia se continuă cu depunerea de coroane la... Și pe... Domnul președinte, zice din dotare, de fără cu închisă, că vă am un pic de ștare. Domnilor consilieri, mi-am făcut raportul anual de activitate, nu-l mai citesc, că vă mai plictisesc de pomană. L-am lăsat doamna secretară, i-am dat număr de înregistrare, are o pagină, o să-l găsiți în secretariat și publicat pe site-ul comunii, da? Ce rugăminte am la dumneavoastră, doamna secretară? Nu știu, domnul primar a plecat, ce facem cu site-ul ăsta primării? În ce sens? Păi în ce sens? Anul 2016 intri numai după numere de hotărâri, nu știi care. Două ceasuri am stat ca să găsesc o hotărâre. Dar celelalte hotărâri, de ce nu le-a reîncărcat ăla care administrează site-ul? Ce-a fost pe site? De ce nu le-a pus înapoi? Nu știu să vă răspund. Păi vine întrebarea, noi nu plătim pentru asta? Și dacă plătim, cum își face treaba contractant? Uitați-vă pe site, că nu puteți accesa documente ca lumea. Au venit oameni din ăștia care vin de afară și mi-au zis, domnule, ce dormiți la primărie, domne? Nici site-ul primăriei nu putem vorbi pe el, domne. Dar ce ne vorbești? Că eu dictior s-a uitat, domnul inginer Lascăr, nu găsi nimic. Păi pe hotărâri de... Domnul primar, hotărârile de Consiliu, din 2000 cât-i vreți, 2016 și 2017. Eu știu că le pune doamna, nu? Stați un pic, doamna a pus săraca 2017 tot, că i-am zis, doamna are numai număr, scriți cum se cheamă, că nu poți să le găsești. N-am scris. Și-au pus doamna, dar 2016, dar ani de urmă sunt puse. Alea trebuiau când au făcut site-ul ăla să le pună din nou. Păi cum le-au aruncat la gunoi? Aia le-au aruncat. Păi cum plătim noi contractul de site? Că îl administrează, e un administrator site-ul. Haideți odată să... Că sunt lucruri, vin oameni din afară care vin și ne spun, domnilor, faceți ceva, domnilor, ca să... Să știm și noi ce faci. Toată lumea să uite la filmările astea. Și când îi comentezi și îi spui omule, du-te, domnule, și citește în hotărâri ce am hotărât noi. Că până am ajuns acolo, a fost un drum lung. Nu poate, domnule. Ia-te una cu acel. Când e următoarea ședință, știți? Haideți să votărâm acum ce dorim. Ar trebui să muncim pentru că avem impozitul și taxele locale. Pe 5 decembrie avem dezbatere publică la impozitul și taxele locale. Da, la tine acolo. Și după aia nu știți când, cam până în Crăciun, după Crăciun, cum zice Răzvan? Probabil până în Crăciun, ca să fie o zi normală. Până în Crăciun, că n-avem... Nu facem ca de obicei. Ce calendar aveți, domnule? Vă valicotizații din bani. Calendarul cu datele strămoșești în ajunul Crăciunului. O să s-a anunțat că vine cu colindul școala pătrinici. Bine, veniți la pătrinici. Nu, ăsta ansamblu artistic Pununa Munților. După aceea sunt datele strămoșești care o să le facem pe 30 la ora 10. Că am vorbit cu domnul primar Miron la Comănești. Dumneavoastră pe 30 au... ca de obicei, au festivitatea și toate manifestațiile. Haideți să facem în prima decadă. Ședința, da. Până în 5. Să vedem ce mai apare. Cât de repede, da. Acum, doamne, iată. Păi trebuiască să stabilim suma pe care să o alocăm pentru cei care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Asta zic, nu trebuie. Sunt 7. 30 decembrie. 30 decembrie o să fie sâmbătă. Sâmbăta să fac datele aici? Păi când se face Comăneștiul, că nu se îmbracă nimeni de două ori. Trec. Iar cu datele o facem cât de repede, 7 dosare, să vedem că ne chemăm. Aia o să fie ședință de final, nu? Da, în care luăm toate hotărârile astea. Dar cât de repede, cum mai apare ceva, ce mai, să vedem ce mai s-a ridicat astăzi și ținem. Ca să știm și noi cum ne programăm. Oricum în prima parte, de preferință. Și acum ați văzut doamna Adrila Simona a lăsat niște invitații pentru șezătoarea de pe 1 decembrie de la Livada Minunată. Vă roagă, dacă aveți bunăvoința și puteți și timpul, ca să participați.
la capătul pomului. Azi era la, la Bacău și nu mai putut să vină. Eu l-a lăsat. Ceva zis. Ce zic? Știu care e, vă duce și... Ce mi-ai dat? Când am primit? Eu știu de aici. Da, nu le i-am arătat. Dar nu citit-o, dar nu-i de dacă. N-am dat la nimeni, am pus-o pe masă că nu știu. Cât mi-a adus. Venea ca pe dată. Asta e. Declară în două oră. Doamne, pe tine. Am declară. We'll be right back.